pare rău pentru tot ceea ce s-a creat între noi doi. Auzi, Amira? Da. Dacă chiar îți place, recunoaște. Unde erau lacrimile când plângeai? Nața, iubita. Bună dimineața. Bună dimineața, am zis. Nața, iubire, am zis. Ce faci? Nața, ți-am zis și eu de primul. N-ai zis, mincinosule. Ți-a zis, mă, dar n-am văzut microfoanele. Să vezi ce dau. Maria, dar ce-ți place? Și ție și lui Radu. Ai început de bus. Lasă, Alin, lasă. Ai început de treabă are, orice melodie era tot dansam. Poftim? La amândoi, să vezi ce pe amândoi. Da. Auzi, zici eu să am încredere în noi bărbați, dar se poate că nu se poate. Adică? Înainte de toate trebuie să ne dai banii după aia. Ce? Ce vrei? Vrei? Mai vrei și bani? După ce că ai mai vrei și bani după ce că ai crescut? Stai mei, femeie, stai mei! Nu pot să filmez astăzi că nu e norocel să arate dragostea, bă băiatule, bă, nu pot! Nu te-ai declarat la cuplul unic, nici nu să dai lângă el. Marinescu. Auzi, dar tu nu te s**i de anumite femei din casa asta dacă tu vii și spui mie că dacă m-a s**i... Păi nu înțeleg, mă, cum să faci chestia asta tu? O săptămână nu vorbești deloc, nici tu, nici tu și după aia hop, te împaci în gală. Cum? Ce este, mă? Fără teatru, mă, fără teatru. Foarte rău că se termină, dar de-abia aștept să scap de falși ca voi. Faci de show și mă enervez pe bune. Eu nu mă enervez pe bune. Trebuia să ajung și în punctul acesta să-mi dau seama pe cine am lângă mine și mi-am dat. Auzi, ai mai vorbit astăzi despre niște dovezi. Da, domnișoare. Mă las să aduc dovezile. Da, mă, sifonule, fă ce vrei tu. Auzi, da, fă ce vrei tu. Adule, ia. Nu încerca să inventezi, Maria, că am un vocal și cu tine când vorbeai cu el, așa că nu mai încerca. Ia. Dar tu bănuiai că te înregistrează? Domnișoara Cristina. Te așteptai? Bă, atâta pot anumite persoane aici în casă. Ai fost pusă să stai față în față și îți tremurau mâinile. Spuneai că nu mai vrei să ai nicio treabă cu Manesu, dar te jucai cu el pe acolo și te dai curs la jocuri. Decât să mă uit la persoana de lângă prietenul meu, mai bine jignesc. Mai bine jignesc decât să fiu fals să mă uit la persoana de lângă. Să-i zici lui Radu că oricum era dator la mine, să ții pe Radu. Bă, dă bă banii, femeie! Nu, să-i zici lui Radu că oricum era dator la mine. Să dai banii la băiat! Hai! Hai că da! Dă-i bani! Dă-i tu, mă, banii, că erai dator la mine! Nu eram! Ba da! Bă, Codruț! Norocel, ești aici? Norocel? Aurora, ce faci, Norocel? Ai vorbit cu el? Norocel? Bă, tu ești, mă?
Bă, norocele! Norocel! Bă, ce vedeți că e urât din partea voastră, ca să trebuie. Era vorba de dragoste și voi dați afară oamenii care sunt într-o relație, sunteți... El a vrut să plece! Doamne! Era vorba de iubire, da? El a vrut să plece! Cine l-a dat afară? Ce? El a vrut să plece. Bă, dar cât ne mai iubeam în da, mă, casa da, era acolo, asta, declarații s-au pus acolo la cuplu. Bă, dar ce oameni... Ce vorbim? Era conștient că mai este el a vrut să plece. Eu nu mă simt oameni răi. El a venit în casă și a... Bă, dar ce oameni răi. Nu poți să astăzi că nu e norocel să arate dragostea. Bă, băiatule, bă, nu pot, nu pot. Chiar în două zile m-am atașat de băiatul ăla. Bă, știți bine de ce a plecat norocel? Ce faci ați ajutat? Pentru tine. Ce, mă? Din iubire pentru tine. Băi de două. A plecat pentru că om avea probleme acasă. Păi tu vorbeai de iubire, femeie, când erai în față. Și voi nu mai aveți de ce să vă legați. Păi tu știi ce ai iubire? Știi ce ai iubire, Aurora? Ce? Știi ce ai iubire? Tu vorbeai de iubire. Eu știu, tu știi? Tu, în două zile știi. Vezi că nu, vezi că te-ai declarat la cuplul unic, când nu stai lângă el. Măi, omule, omule, voi în două săptămâni vreți ca un om să iubească? Vezi că deja lumea își dă seama de falsitățile astea care le faci. Să, băi, asta înseamnă să iubești? Asta înseamnă la tine iubire în două săptămâni? Trebuie tu să vorbeai de dragoste respectivă? Cu el, femeie, măi, nu vorbeam de dragoste, măi, omule. Una e să-ți fie drag, una e să-ți ajungă la suflet și una e să ajungi să-l iubești. Ce să-ți ajungă la suflet, poate... Păcat că ți-a ajuns la ficat. Băi, știți cum sunteți voi? Da, noi, noi, noi. Ați devenit, știi cum ați devenit exact ca... Știți ce înseamnă? Dacă mă chinuiam să dau zupă în fața ta, nu vedeam nicio lacrimă. Stai cu minte, nu înțelegi? Unde erau lacrimi? Îi dai prea mult, de mult bun. Devine un deranj. Unde erau așa sunteți și voi, ați devenit un deranj. Bă, unde erau lacrimile când plângeai? Ce, mă? Unde erau lacrimile când plângeai? Păi tu trebuie să... Vezi că lacrimile sunt de la ochii spre obraz, coboară, știi? Da? Nu da, sunt da, în ochi și atâta. N-am ce ce fac, dacă ai probleme la vedere, Radule, n-am da, ești foarte, ești foarte afectată. Ce fericită e. Ce? Ești foarte afectată ca plecat. Dar ce mă trebuie să vin aici să mă duc? Deci ai venit din România, numai când ai venit din România. Ba da, când a plecat Cristina și te-ai dus ca un cățeluș în față, cum era? Cum? Și nici tu n-ai plecat acasă și tu sufereai atunci? Am plâns? De unde ți-au fost la am plâns? Mă, dar unde ți-au fost la păi eu n-am plâns și am vorbit de iubire. Mă, tu ai plâns și ai vorbit de iubire, nu e. Vă legați de mine, vezi că mă urmărești, mă urmărești în istoric ca să știi ce vorbești cu mine. Eu nu mă uit, eu vorbesc din ce am văzut. În momentul în care... Păi, n-auzi. Păi nu mă vorbești. Vorbești cu ea, mă. Ce, mă? Ce să vorbești cu un om? Ești tu, măi omule. Spre ea, nu tu faci parte din generația aia care a crescut. Ea e aplicat. Te uiți la mine pe YouTube să vezi dacă te bag în seamă ce... Te uiți pe YouTube să vezi dacă mă bag ăsta în seamă ce să-i zic, că nu prea am cuvinte. Ce, mă? Dar eu îți vorbesc din ce am văzut da, aici. Tu-ți faci temele, eu nu mi le fac. Asta ați așteptat, măi oameni, voi asta ați așteptat. Ce am... Ați așteptat am să vină noi, să... Da, am cerut noi să-ți pleceți, e marea dragoste. Nu mai aveți, nu mai aveți despre ce să vorbiți. Am cerut noi să-ți plece, marea dragoste. Că nu ești în stare să asculți. Am cerut noi, asta așteptam noi. Omul a spus încă de când am avut noi micile apropieri că nu trebuie să vă spună. Mamă, te pupa în scârbă, e după ce te pupa, vomita la baie după tine. Văd, nu trebuie să ce vă ai crezut? Vomita la baie după tine, zi. Că n-ați fost capabil să faci decât... Băi, genunchi, tu asculti sau vorbești doar tu? Decât circ. Ia și puneți-le ca fular. Asculti? Vezi că, vezi. Tu ce ai crezut? Tu ce ai crezut? Poți să iei cecuri? Tu nu poți să vorbești civilizat, că atât ți-a trebuit de nivelul. Cu o femeie ești bine? E nivelul, înțelegi? Ai vrut să mănânci și stomacul tău ceva de te declara cu cum sau ce? Nivelul tău atât e. Nivelul meu, dacă și nivelul meu e așa, nu știu ce să vorbim de nivel. Ești la subsol tu cu nivelele. Ce, mă? Ești la subsol cu nivelele. Ai noroc că a fost închis la veterinar, de asta te-ai născut la spital, ca să știi și tu. Da? Da. Da, da, dacă da, nu mănânci teamă, da, da, nu mai aveți ce să mănânci. Ai idee, că spuneai de usturoi, dar mâncai cu două mâini. Ai auzit? Spuneai de usturoi, dar mâncai cu două mâini. Auzi, am o întrebare, că vorbești, ți-ai uitat suzeta în spate, vrei să mă duc să-ți aduc? Păi nu, că singura care... Vrei? Vrei să mă duc să-ți aduc? Place, măi, place. Dați dovadă, mă, dați dovadă în ultimele 4 zile că aveți ceva aici, că nu-i mansarda goală. Dacă nu avem acolo, avem în altă parte. Te mulțumim și cu ce ai apucăm. Cu minte că asta ai dat dovadă tu aici timp de 7 luni cât ai avut aici. 7, da. Urlai după Cristina și tu încolo vrei pe aici. Dacă n-ai și Cristina în față, te-ai dus și te-ai... Te-ai smiorcăit că nu vrei să plece Cristina. Eu nu mai vorbești de mine de falsitate, păi lângă tine și de tine nu s-a apropiat nicio fată.
mai ai de caracter. Mai ai puțin, Aurora. De ce fel de mai ai puțin, ești, mai ai puțin și te duci, gata. Mie milă. Mai ai puțin și scăpăm de tine, gata, la revedere. În caz că te vei duce în sezonul 4, pentru că ai același caracter. Nu ai vorbit de sezonul 4. Păcat de ele. Păcat de ele. Crede-mă. Nu fi miloagă că nu-l. Crede-mă, miloagă, bă, eu nu sunt. Nu i-am plâns când o zi dă Mișela Cristina că ea nu sunt hamă cu oameni ca tine pe drum. Tu ai fost ăla care, vai, păi am fost exclus, gata, gata să plângi. Alex, pentru care tu ai venit în casa asta, înțelegi? Ce s-a mai întâmplat între tine și Marinescu? Nimic, ce să se întâmple, că nu am mai stat, nu am mai vorbit cu el. Ați clarificat? Ce să clarificăm? Nu, că n-am mai vorbit, ce să clarificăm? Păi nu știu, te întreb, că am fost 3 zile liberi și am fost 3 zile liberi și am zis că poate ați clarifica, poate. Nu am clarificat nimic, că nu vreau să mai am de-a face. Alexandra, nu te-ai scârbit de Marinescu? A? Nu te-ai scârbit de Marinescu? Ce? Nu te-ai scârbit de Marinescu? Vorbesc cu Alex! Lasă, nu mai vorbim de Marinescu, n-am avut. Auzi, dar nu te-ai scârbit de anumite femei din casa asta, dacă tu vii și spui mie că dacă m-am scârbit? Ba da, m-am scârbit. N-am avut de clarificat. Ce ai, femeie, ziceam, bă, femeie, oamenii ăștia... Lasă-mă, bă, ascultă-mă, omule, bă, s-a întâmplat! Alexandra, ai luat o rază? Tu ai venit aici în casă, ai vorbit despre niște persoane de care tu spui că te-ai săturat? Eu am venit să vorbesc cu Alex, pentru că ce crezi, de Alex eu nu m-am săturat. Dar n-am zis de Alex, eu am zis de Marinescu, nu te-ai scăzut. Vorbesc cu Alex! Vorbesc cu Alex! Alex! Eu da, zic ceva, tu zici de altfel. Dar nu am avut ce să clarific, pentru că nu vreau să mai am de-a face nici cu el, nici cu... Nu, pentru că ai zis cumva la Alex că o să mai aduci niște lucruri despre el, de asta te-am întrebat. Adevărat, Radu, ai dreptate. Mai zi o dată, că n-am înțeles că... Nu, am zis că ai adus, ai zis tu în gală, după ce ai adus acele lucruri, ai zis tu în gală că vezi, Doamne, că mai ai niște lucruri de adus despre el. Am zis. Gata, m-am mulțumit. De la așa. Poți să-l cauți indirect pe Marinescu. În loc să vorbești, Alexandra. Auzi, Radu, vezi că în caz că nu ai observat, dacă eu îl căutam în momentul de față pe Marinescu, îmi răspundea Marinescu, ca să ne înțelegem. Marinescu nu este în casă și știam că Marinescu nu este în casă pentru că Alexandra e dor de Marinescu. Așa că nu ai vorbit, eu l-am căutat indirect pe Marinescu. Băi, cât de oață ești, dar Alexandra, fii atent aici. Îți dau eu o idee dacă vrei și nu trebuie să mă plătești. Fii deci, dacă vrei să vorbești doar ca să vorbești, spune ce ai văzut în gală și cam ce părere ai despre Sandra dintre Maria și Alex. Dar nu mă interesează, eu voiam să știu. Dar idee. Radule, pe mine acel subiect nu mă interesează. Pe mine mă interesa doar dacă s-a clarificat situația între Alex și Marinescu. Dar Marinescu Nu mă interesează. Nu o să se clarifice niciodată dintre Alexandru și Marinescu până nu se termină. Ca idee, ce? Nu o să se clarifice niciodată dintre ei doi. Nici după ce se termină nu o să se clarifice, pentru că Alexandru și-a făcut alegerea. Pentru că vă prefaceți, Maria, că aveți o ceartă, ba da, Maria. Ne lasă-ne tu în plata noastră, că noi nu cerșim atenția voastră. Dar n-am zis că cerșești atenția, dar ați ieșit mai mult în evidență când ați făcut chestia asta. Am înțeles. Dacă vi se pare acest lucru, dacă vi se pare că suntem falși, nu luați parte la falsitate. Nu cerșește atenția noastră, cerșește voturi pe internet. Bine, pe Instagram am văzut și eu că cerește voturi. Zic o dus treaba cu voturile. Nu mai puteai. Da, Mira, da. Urmăresc pe Maria și Maria pe mine. Nu te falci. Da, în momentul în care tu faci postări cu voturile care ți le trimit susținătorii, e același lucru. Mai ești împreună, mă, sau nu? Nu, nu este același lucru, pentru că... L-ați dus, gata, s-a terminat, a? Nu mai ai relație. O, mă, că mai e până se termină, stai un pic. Mă, dar nu, în casă numai, că era supărat acum, se plângea. Da, mă, păi ei au venit, fie de aici. Ei în curs săptămânii se evitau, după aia au venit în gală și au luat apărarea, după aia au venit la final și s-au declarat. Se iubeau, mă, se iubeau. În gala favoriților. Se iubeau în gală. Mamă, relația voastră și pe voi să mă... Acolo Maria voia să clarifice cu Marinescu ceva și îl trăgea la răspundere, deși n-avea nicio treabă. Și vine gala și s-au împăcat. Și tot în aceeași gală zice Marinescu că vrea să vină sezonul 4. Mamă, ce mare iubire între voi. Vine Marinescu sezonul 4, Maria, și rămâi tu în afară. Cum mă, nu e iubire? Dacă vrea sezonul 4, nu e iubire? Păi... Cum, mă, dar nu-l iubește? Da, dragoste iubire, pentru sezonul 4, mă, dragoste pentru sezonul 4. Dar vreți să spuneți că nu-l iubește? Ei care se plângeau de condițiile de aici, că lăsare toată lumea. Dar se ia, iubesc reciproc, mă. Bă, dar banii în cont ți-o băgat până la urmă, pentru faza de ieri, ți-o băgat să iei ceva cașcaval în cont? Și până la urmă ți-o dat, te-o plătit pentru treaba aia, ce ai făcut-o sau nu te-o plătit? Cum era aia? Cât? Cum e, nu ai? Pădruț? Pe săptămână. Pădruț? Nu Pădruț, ascultă-mă acum, tu cu mine nu mai e vorbă.
Păi vai. Tu, deloc. Vai, vai. Deloc. Stai că ai pierdut mult de valoare, Codruț. Bă, dar sincer, cât? 5 lei? Mă, pe mine nu mă întreabă pe Maria. Nu zicea că din cauza dar ei a pierdut ea cecul ăla când nu l-a luat? E cât ți-a dat partea, Alisa? Ai, dă, cap. Hai, vorbeai. Dar voi sunteți în video și pe de oameni care se iubesc. Eu nu știu de ce faceți de astea. Dar se iubesc, dar în sezoane diferite. Lasă că îi zicea Mira ceva, îi șoptește la cască. Amira e cu Ronaldo pe Instagram. Dar de unde știi că sunt cu el pe Instagram? Codruț, iar mă urmărești. Nu, făcea, nu știu, că Victor s-a uitat la live-ul tău. Ah, da, dar tu ce scrii la femei pe Instagram, băi, Codruț? Ia, veni. Eu ce scriu la femei pe Instagram? Da, ce scrii? La care femei pe Instagram? Nu știu, te întreb. Ia, la ce femei? Nu mie, altor femei. Zi direct, dacă ai aflat ceva, spune. Spune dacă ai aflat ceva. Nu, gândește-te. Dă nume, dă... Dă mesaj și lasă vrăjeala. Îl las un minut să se gândească și să spună el singur ce a scris. Dă nume, că ai mai venit odată cu afirmații de genul și n-ai făcut. Nu, am și screenurile de. Arată-le, hai, adu-le. Nu, adu-le. Mă, pe final, acum toate aveți screenuri. Ați văzut că cu screenuri gata ieșiți un pic în evidență, păi că poate vă trage cineva de limbă să rapide. Mira, dar te rog. Bine și la revedere. Nu, vreau să se gândească el, să se gândească cu i-a scris, ce lucruri i-a scris. Asta ca să fie nevoie, o să le aduc. Ca să trage timp și tu, sărăcuța, să mai poate. Nu, n-am ce să trag de timp. Adu-le, te rugăm. Femeile, hai să le aduci. Și nu e ca și cum i-ai scris niște lucruri frumoase. Păi atunci dacă i-a scris lucruri, de ce trebuie? Nu, i-a scris ceva de genul, dă să te pup. Eu? Da, da. Nici măcar, femei? Nici măcar nu are în vocabular ăsta așa ceva. N-are nici măcar în vocabular. Eu să te pup. Nu pe ea, mă. Bă, nu pe mine, mă. Nu știu, bă, femeie, tu ai i-ai scris unei femei lucrul ăsta. Băi, nu cred, așa. Păi vezi, mă, că râde Maria sau... Acea femeie a fost aici în casa, acea femeie. Da, i-a trimis un mesaj unui băiat cu care tu erai. Băiatul, i-ai luat telefonul acelui băiat și ai răspuns tu în locul lui. Bă, de ce... A venit și aia cu vrăjeală. Bă, dar asta e adevărul, sunt screen-urile. Bă, dar femeie, eu nu fac... În primul rând, eu n-am treburile astea. Amira a adus screen-urile. Nu vorbesc cu alte femei. Da, le are. Înțelegi? Când vine domnișoara Cristina. Păi ia, stai. Dar de ce când vine domnișoara Cristina? Pentru că așa, aduce când vrea. Nu, dar de ce? Când are ea chef, aduce. De ce? Cuiva telefonul. Să te-i lasă-i să fiarbă. Păi e frică? Dar ce, e după contul meu? Sau nu-i după contul meu? Am scris-o după contul lui alt băiatul unei femei? Da, da. Erai cu acel băiat. Cum se poate dovedi? Cum se poate dovedi că a fost... Acel băiat a confirmat. Da. Care? Acel băiat a confirmat și chestia e că putem să o sunăm și pe fata respectivă. Băiatul ăla care? Am trimis poză cu tine. Lasă-ne cu vrăjeală că băiatul ăla poate confirme orice. Dar zic cu nu ai dovadă. Bă, dar lasă-le, mă. Păi era cu Victor, mă. Erai cu Victor, mă. Victor, ia vină încă, Victor, puneți-l pe Victor aici pe cadru. Victor, s-a prins Victor. Aurora? Ioana, mă. Ia uite. Ioana? Te-ai prins, te-ai prins. A, făceau scoze, Victor, bă. Glumeam, făceau mișto. Ca și cum Victor i-a scris Ioanei și coțuia telefonul să râdă de ei doi. Păi da, dar cum eram toți în cameră. De ce nu și-a adus aminte dacă știa că a făcut mișto? Glumeam, făceam mișto tot. De unde știe? De ce nu știa dacă zice că doar a făcut mișto? Păi nu, femeie! Vorbea Victor cu Ioana. Tu scriai. Păi da, mă, vorbea Victor. Vorbea Victor cu Ioana, bă, femeie. Tu i-ai scris. I-a scris Ioana lui Victor, moment în care avea o conversație cu Ioana. Vorbea Victor cu Ioana, da, de ceva timp și a venit ăsta la noi în cameră, Victor, da? Și ăsta, hai, ia, dă-mă și mie telefonul să văd cu cine vorbești. Păi și ia telefonul și după aia i-a scris. Păi ce treabă are el să-i răspundă la femeile lui Victor și să le spună ce... Da, să râdă că Ioana se aștepta să vorbească care cu Victor. Care sunt urâte, înțelegi că e urât să-i spui unei fete lucruri de genul, mi se pare urât. Ioana nu se aștepta ca Victor să scrie așa, înțelegi? Bă, m-a ascultat să vorbesc singur. Zi-mă. Ioana nu se asculta ca Victor să scrie așa și a luat ăsta telefon și s-a dat drept Victor. Și a scris te p*** și nu știu ce vreau. Dar nu, n-a scris așa ceva. Ba da, ce ai scris? Vrei să te p***? Nu, era, Victor a scris, nu, ce ai vorbit mă cu ea, că tu știi. Eu mai știu ce am vorbit, mi-a dat o reacție la story. Nu, la un moment dat îmi arată el mie și scrie ți***. Știi, după aia zice ăsta vezi că Codruț, dar nu ai să vezi, cu te p***, d-alea, na. I-ai scris, vrei să te p***? Nu, i-a scris așa ceva, vezi că e aici ăsta. Bă, am screen-urile. Ceva de genul ăsta. Bă, dar nu i-a scris femeia așa ceva. Da, mă, da, dar tu n-ai priceput ideea principală. Recunoscut, dacă le-au zis, dragul. Da, dar el, Codruț, i-a scris, vrei? I-a scris, da, Codruț, i-a scris, da, s-a dat drept. Asta vreau să zic.
Codruț i-a scris. Nu-ți dai seama, e logică el o scris, că nu, n-aș fi putut scrie păi eu așa ceva. Păi tocmai asta mă și gândeam cum păi să scrie da, unei femei tu te-ai așa ceva când tu ai prestanța ta. Păi da, mă, da, și spune femeie. A făcut o glumă, Caterinca, mine. Caterinca, cuvinte de femeie mai... Ioana ta, la Ioana mă dau eu. S-a dat drept Victor. Că a făcut o glumă cu Victor și așa mai departe este... E, Alexandra, super! Ai făcut de râs, Amiro. Alexandra, super, te făiești. În momentul în care vrea să le... Alexandru lui Codruț, spune Codruțul de persoane că vrei să te pui. Alexandra! Dar nu atunci îmi pare rău, băi, a făcut o glumă cu că vorbea Victor și așa mai departe. Bă, Amiro, ai mai încercat o dată. Te-ai făcut de râs, că acum două săptămâni sau să mă de râs ești tu. Ai mai încercat să faci o dată treaba asta și cu Alexandra, acum că ea ia Instagram-ul, dar nu știu ce o fere. Acum că eu... Nu-ți iese, Amira, nu-ți iese. Amira, să-ți mai spun eu ceva. Amira! Tu când ești din emisiunea asta trebuie să le iei pe Gabi și să-l pupi în frunte, înțelegi? Asta trebuie. Pe Gabi? Da, pe Gabi trebuie să le iei să-l pupi de în frunte. De ce să-l pupi în frunte pe Gabi? Știi tu mai bine. O să spune el. Știi tu mai bine. Să ieși și să-l pupi în frunte. Aici trebuie să-l pupi, pe Gabi. Că dacă nu ce, dacă nu era Gabi ce? Bă, ți-am zis. Deci că toți susținătorii lui te votează pe tine. Ți-am zis. Dormeai în coteț dacă nu era Gabi. Gabi nu m-a ajutat pe mine cu nimic. Bun, dacă nu era băiat, uite, eu spun ție, uite, eu vorbesc pe realitate, dar nu ca tine, că mama a scris codul la nu știu care și la Ioana. Era o simplă Caterinca cu Victor, care ăsta nu știu cum vorbea și am zis, bă, zic, vorbește un pic mai vulgar să vezi că îi place, înțelegi? Și era două propoziții, dar era mișto. Dar mă, că a zis că era scris tu, acum azi. Dar tu i-ai scris, Codruț, nu i-a scris Victor. O femeie era comul lângă mine. Tu, femeie, Aurora, ești dragă la minte. Era telefonul la el în mână. Codruț, am întrebat, i-ai luat telefonul din mână și i-ai scris chestiile alea? Nu era la el în mână. Nu e adevărat. Nu e adevărat. Disperate! Te după norocel, nu te mai băgă. Ba da, mă, era la mie mânești. Victor a zis că n-a fost el. Victor a zis de sub, după n-am fost eu, Ioana. Tu glumeam acolo, a fost o glumbă. La mie mi-e mână telefonul. Mai înainte, Codruț, că tu i-ai scris și că i-ai scris mai încă. Păi da, mă, dar era la el în mână, eu am scris după, dar era la el în mână telefonul. Deci tu ai scris, telefonul era la el în mână și tu ai scris. Și un ce rezolvi, că a fost așa, că a fost așa. Ce contează cum a fost? Ce rezolvi? Mă, cu ce v-ați ieșit voi, Ioana? Care a fost? De ce trebuia mai ieșit? Oprește-te, cu ei razna! Gen, a fost o glumă. Mă, nimă că ea că scrie Ioana, știi? Și a făcut o glumă, Caterinca, să vedem cum reacționează femeia ta tot. Și momentul în care tu i-ai spus n-am fost eu, ai credat și credeam că acea glumă a fost deplasată, nu? Nu am mai scris a doua. Nu ne interesează, disperată, nu mai interesează, mă, nu mai e top, gata, nu mai e, la revedere. Vorbește singur, Radule, că vezi că nu te bagă nimeni în seamă și încep să pun topul, dar nu mă interesează. Ai pierdut topul, la revedere. Mă, lasă-mă, lasă-mă, reacționezi, uite-te la tine, uite-te la tine cum reacționezi. Să nu speri, poți să câștigi vreodată. Tu, femeie, dar te-ai supărat. Te-a scos Alexandra de pe cadru și te-ai supărat mai înainte. De ce? Să ce? Te-a scos Alexandra de pe cadru. Te-ai supărat. Și? Așa că taci, nu mai zic. Dacă mă supăram, îi ziceam. Nu, dar s-a observat clar. Nu o să mai intru în chestia asta cu tine pentru că tu nu poți. Am luat dumătura să-l mătru un pic, că deja... Deja am măturat eu cu tine. Deja am măturat eu cu tine și lumea și-a dat seama de caracterul tău. S-ai luat grade și nu e cazul. Ești un atât. Da, da. Nu ești nimic altceva. Un care provoacă deranj. Provoci deranj. Nu te mai atât, băi, mă scoți din sărite. Am ajuns la nivelul ăla de stațietate în cazul tău. Nu pot să mă uit cât ești de ipocrită. Vorbești într-una. Îi place, mă, la femeie, doar ca să apar pe cadrul ăla. Îl faci pe omul ăsta cum îl faci. Ai avut ceva, ai avut o intimitate cu el, nu ai cum să-i scoți în evidență ceea ce a făcut în emisiune. Măi, omule, ai stat cu lumânarea, ai stat cu lumânarea, să vezi ce am făcut eu. Nu ai și tu în România o dată pentru totdeauna. Vezi că ți-i plăvenele, mai respiră, mai trage aer, respiră, respiră. Dar că mie de rușine, mie rușine de rușine, atunci e rușine să apare așa la televizor. Practică acest exercițiu și te va ajuta. Bună dimineața, îmi cer scuze pentru întârzierea mea, dar nu a fost pentru că eu mi-am dorit-o. Aș dori și eu mult dacă aș putea să am o cameră alături de iubita mea, de Maria. Cameră roșie. Vezi că mi-a spus Denisa că maica m-a înjurat cum l-a înjurat pe Alexandru. Ce, mă? Dacă e adevărat, că mi-a zis. Ce, mă? Când te-am înjurat eu, mă, pe tine, tu ești...
să zică și Denisa. Și dacă într-adevăr mai înjurat și văd eu... Ieri te-am înjurat pe tine, când te-am înjurat eu pe tine? Mi-a spus, curioasă, vezi, întreabă pe Denisa. Afară nu vorbesc întreabă pe Denisa că ea mi-a spus, n-am venit eu să o întreb, ea a venit să spun. Mai, gândește-te că eu nici în afară nu vorbesc despre tine, nu mă interesează persoana ta. Dacă te-am jignit odată, am făcut-o în așa... Nu mă deranjează jignirile, Aurora! Să se poată difuza, nu cum faci tu. Nu mă deranjează, nu mă deranjează jignirile, ai înțeles? Mă deranjează că mi-a spus fata aia aici, în casa asta, că m-a înjurat cum l-a înjurat pe Alexandru. Cum l-am înjurat? Adevărat, adevărat. Adică tu te referi când am vorbit eu de... Lasă pe Denisa să spună. Când v-ați iertat și ai ieșit tu afară, el te-a înjurat prima oară și te-ai zis... Nu e adevărat, niciodată, niciodată. Vezi că, vezi, Maria, vezi că Maria a venit și ți-a atras atenția. Ți-a cine? E frumos, chiar dacă nu recunoaște. Dar cine mi-a atras atenția? Maria mi-a atras tu vreodată atenția și l-am înjurat eu pe omul ăsta, cum l-am înjurat pare. Maria nu o să zică niciodată adevărul. El a jurat pe Radu. Și aia a zis, după când a ieșit, i-a zis că nu e frumos. Vezi că vorbești. Nu i-ai zis în jurătură, i-ai zis... Niciodată, niciodată singurul lucru care l-am vorbit, singura în jurătură de genul a fost când l-am înjurat pe Alexandru și mi-a părut rău și mi-a cerut scuze. Nu e adevărat. Singura o dată când eu am spus așa ceva a fost cu Alexandru și mi-am cerut scuze pentru că a fost filmat, dacă ai zis. Doamne, ajută să se dea, dar vezi că eu n-am zis așa oricum ceva. E filmat. Niciodată, ca să știi. Ei, nu se mai dă deja dacă a fost săptămâna. Dar eu îmi doresc, pentru că eu pe omul ăsta, în afară de... sau care probleme mentale, eu n-am spus altceva de el. Mamă, alo! Dacă faci de asta, vin după tine, dincolo și dau cu apă în cap. Dai cu apă în cap, îți permite, mă. Ție, mă, frate, îți dau, stai. A, mai început iar să faci vrăjeli, mă, de televizor. Te-ai înscris, gata, poți să-mi mai dai. Stai și tu jos. Nu-i mai dai cât te-ai înscris. Cadre de-astea, oamenii pe aici. Alinescu-le, poate, poate să nu vă aici, pe scânt. Altă. De uite, și-a celu camera, altă gata. Subiectele astea la vrăjeală cu Ioana, că au trecut, gata. Bă, dar cum să... Bă, bă, băiatule, bă, la ce nivel au dus ăștia? Haide, frate. Haide, frate. A luat Victor telefonul când am văzut ce i-am scris, mi-a zis, băie, ești... Și a pus nu sunt eu. Da, și până băi, la un moment dat zis că din mâna lui Victor. Gol, da, dar la început Maria când a fost la început când ai zis să ne dați și nouă. Normal că o să vă dea. Da, să te îmbrăca frumos, roșu. O cere din nevăstuică? Hai că da. Poți să zici da. Că da, accept inelul, nu altceva. Bine, ce faci? A fost tot pe tine. Și... Hai jos! Cineva ți-a luat un trandafir, dar nu știu ce. Mulțumesc! Nu știu de la cine. De la tine. De la mine? Da. De când am mai avut o cameră roșie? De foarte când mult timp. Mă, cum să faci chestia asta tu? O săptămână nu vorbești deloc, deloc, nici tu, nici tu și după aia hop, te împaci în gală. Cum? Ce este, bă? Fără teatru, bă, fără teatru. Pare foarte rău că se termină, dar de-abia aștept să scap de falși ca voi. Faci de show și mă enervez pe bune. Eu nu mă enervez pe bune. Trebuia să ajung și în punctul acesta să-mi dau seama pe cine am lângă mine și mi-am dat. Auzi, ai mai vorbit astăzi despre niște dovezi. Da, domnișoare. Mă las să aduc dovezile. Da, mă, sifonule, fă ce vrei tu. Auzi, da, fă ce vrei tu. Adu-le, nu încerca să inventezi, Maria, că am un vocal și cu tine când vorbeai cu el, așa că nu mai încerca. Ia! Ai că te înregistrează? Domnișoara Cristina, bă, atâta pot anumite persoane aici în casă. Ai fost pusă să stai față în față și îți tremurau mâinile. Spuneai că nu mai vrei să ai nicio treabă cu Manescu, dar te jucai cu el pe acolo și te dai curs la jocuri. Decât să mă uit la persoana de lângă prietenul meu, mai bine jignesc. Mai bine jignesc decât să fiu falsă, mă uit la persoana de lângă. Ah,
de atunci, de prima oară, când... Dar nu-i auzim. Când m-ai chemat aici să... Te-ai chemat eu să-și cer scuze? Prima oară când ai intrat în casă. Nu, păi am mai avut după camere roșii. Dar... Prima ta cameră roșie a fost atunci, da, cu mine, dar și ultima tot cu mine o să fie. Ce crezi? Băi... În primul rând să mă sus, da? Că nu... Aici nu, așa, nu pot. Îmi pare rău pentru tot ceea ce... s-a creat între noi doi. Pentru ceea ce... am făcut eu, vreau să vorbesc pentru mine și cum văd eu lucrurile. Consider că nu sunt perfect, nici tu nu ești o persoană perfectă, dar în același timp, prin ceea ce am demonstrat aici, nu puteau să fac asta din gală. Consider că adică se luau de mână, se duceau unici în camera roșie și după aia veneau împăcați. Unici, și aici mă refer s-au împăcat și în gală ca să-i bagi la cuplul lunii și acum a venit să... La cuplul sezonului și acum a venit a doua zi să... Îmi asum toate greșelile și toate lucrurile care te-au deranjat. Le-am făcut în același timp și vreau să-ți mărturisesc aici. Le-am făcut pentru că, na, am vrut oarecum să simt și tu ceea ce am simțit și eu în momentul în care ai vrut să ai acea apropiere de... De cine? De, na, de Ronaldo. Ronaldo. De Ronaldo. N-am făcut-o cu gândul de a, nu știu, de a uita de tine. Pentru că în același timp niciodată n-am putut să fac treaba asta. Oricât de mult, crede-mă, oricât de mult, consider că și tu probabil că în toată relația asta tumultoasă pe care am avut, ai avut momente în care ai încercat să uiți de mine, să uiți de noi doi și, da, consider că n-ai putut să faci treaba asta. În același timp, nici eu nu am putut să o fac. Și uite că dragostea mă aduce tot în brațele tale ca de fiecare dată. În același timp, vreau și eu să-mi cer scuze pentru... Am gura mare, știi și tu acest lucru. Și încerc de mult să lucrez la asta, dar... Na, sper să reușesc. Da? În viitor și puțin. Mă ierți? Gata, stai tot. Nu, scuși pe doi. Nu. Nu mă, cum era aia. Atât? Vino! Mă ierți? Atât am să spui? Atât? Mă ierți? Mă ierți? Mă ierți? Nu mă ierți? Aia nu îmi spune că ești emoționată. Nu mai cal să fii emoționată când vorbești cu mine și când... Curci pe doi. Nu mai cal. Nu. De ce? Ce? Nu. Curt și pe doi. Nu mă ierți? Nu. Dacă am zis... Nu. Nu. Curt și pe doi. Despre asta a fost vorba de atâtea ori între noi doi. Nu neapărat greșelile noastre, cu toate că au fost și astea, dar în același timp, unul dintre noi, da, a ascultat stânga și dreapta. Da? Și a fost influențat de mai anumite persoane aici. Da? Lasă-i să spune ce vor ei. Am mai avut exact aceeași discuție am avut-o cu tine aici în casă, dacă ți-amintești, când în cameră. Acum câteva luni de zile ți-am spus, lasă-i în pace, nu, orice zic, tu știi exact cum e la tine în bătătură, da? Ei sunt pe treaba lor, noi suntem pe treaba noastră. Tu te-am două... Ce-mi plictisești? Păi, îl bufnește râsul. Bă, de unde ți-a dus, mă? Toate scursurile astea, toți castraveți în muiați ăștia. Bă, dar nu le mă rușine, că o să se vadă episoadele, mă, când se... Și după 3 zile și gata. Dar cum să faci chestia asta tu? O săptămână nu vorbești deloc, nici tu, nici tu. Și după aia, hop, te împaci în gală. Cum? Că nu înțeleg. Am păcat pentru cuplul ăla. Bă, omule, fii atent. A, nu mă, Codrus, că... Să bătea în piept, Marinescu, înțeles? Să bătea în piept că el s-a despărțit de femeie, că nu mai o să fie niciodată împreună cu ea. Mamă, și asta vorbește cum din sezonul 2? Am auzit și eu ceva. Păi da, numai e ăla din sezonul 2 care s-ar teleporta după el? Ba, da. Și chiar vorbește pe bune, gen. Mamă, ce... Ce... Și mi se pare că și tu știi, mi-ai zis că și tu ești sigur. De-aia, bă, judecă lumea. De-aia judecă lumea ce se întâmplă aici, frate. Când văd ăștia, frate, dă-și, uite și tu la ei. Ei nu sunt proști că fac teatrul ăsta. Conexiunea, vă rog eu frumos, din camera roșie. Ei nu sunt proști că fac teatrul ăsta. Dar e teatru... Puteți să închideți, vă rog, conexiunea din camera roșie.
Așa am spus? Hai să stingem televizor. Ce vrăjeală și ce vinușeală proastă are, bă, frate. Duceți-vă, dar n-are butoane. Mă, să nu vă mai aud. N-are butoane să stingem televizorul? Stai, mă, că i-a oprit conexiunea. I-a scos aia din priză. Păi da, mă, dar n-are butoane să oprim televizorul? Mă, dacă l-o scoatem cumva din priză. Dar nu știi care e, nu scoate tot. Da, 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 stai așa. Poate scos camerele oamenilor. Scoate-l pe la grid. Scoate-l pe ăla, dacă e ăla. Trage de firul ăla din scot și bagi la loc în cască ceva. Ăla, mă, scoate-l direct. Stai, mă, că poate scos camerele, frate. Bă, păi scoate-l direct pe ăsta, mă, dacă e legat de televizor. Nu, mă, că ăla se duce în capăt. Nu, mă, uite-te, urmărește firul ăsta din spate. Să fac prin amândouă. Închideți conexiunea, vă rugăm. Urmărește firul ăsta din spate. Da, mă, ăsta se duce direct în ăla. Și nu e direct, dacă e ăsta de la televizor, nu e bine să scoatem direct ăla? Da. Scoate-l, mă. Care? Da, scoate-l. Nu, ăla. Bă, nu ăla, mufa. Da, și gata. Scoate, se vede, gata. Da. Este, bă! Fără teatru, bă, fără teatru, gata, că nu ne place. Liber, nu, saturat, nu ne place realitatea, nu teatru. No, signal ioc. Ioc. Ioc! Ioc! Ioc, signal ioc. Decât teatru, mai bine așa. Ce să vedem? Ce să vedem? Nu avem ce să vedem. Închideți mine ăla și ok. Ta prostia, ta teatru n-au zis viața mea. Ioc! Tu știi, dar... Deci că mă la Anabel. Ioc emoții. Nu avem emoții. Mulțumim. 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 Mersi că m-ai ascultat. Măcar nu mai văd teatru. Apreciem camera. Se chinuie. Măcar ei se chinuie, dar nu le iese pentru că na. Lumea știe deja ce poamă. Poamă sunt, exact. Ferească Dumnezeu. N-am putut să văd așa. Așa e mai bine. Așa e mai bine. Vedem băieții din partea aia altă. E vorba de faptul că... E vorba de faptul că ei se dau nu știu ce, ei critică pe toată lumea. Stai, mă, puțin. Ei critică pe toată lumea. Critică că ăla e așa. Alex, ce s-a întâmplat? Unde au plecat băieții? Alex! N-avem conexiune, Alexandra, că s-a stricat televizorul. Da-și, mă. De ce? Da, vorbește că te auzim. Nu trebuie să te vezi. Am scos televizorul din priză. Ai voce, n-ai imagine. Păi bagă-l în priză. Să vorbi la perete. Bagă televizorul în priză! Bă, le-am scos și mufa, le-am scos și auzul, și... Ia stai, mă, stai așa, stai să băgăm ăsta în priză, poate ne dă conexiune la fete. Băgați boxa în priză, că merge! Dacă nu ne vedem, măcar să ne auzim! Ălău! Gata, zi! Așa, perfect. Ne auziți, nu? De ce ați ieșit mafa? Stai, că n-avem sonor, stai. Bagă ăla. Le-am scos la ăștia. Am scos ăla că ne-am săturat. Și sonorul și imaginea. N-ai cum să privești așa ceva niciodată, Alexandra. Hai, mă, dar n-ai văzut câte emoții au transmis? Canalul, când te uiți, când îi vezi doar pe aia doi, trebuie să schimbi. N-ai cum să-i lași. E imposibil. Hai, mă, că v-au transmis emoții. De ce sunteți atât de răutăcioși? Da, care emoții, Alexandra, că mi-i scârbă atâtea emoții. Bă, și imaginea. Doamne, fete, mi scârbe a ta emoții, tot Alexandra. La că nu știu, Alexandru s-a dus la baie, a vomitat, lui Victorii s-a făcut rău, Alin... Eu m-am stricat la burtă. Eu nu știu, mi-am dus pe afară, habar n-am avut ce am văzut acolo, dar nu... A fost un moment de stand-up frumos dintre ei. Nu știu, eu am rugat camera de ei să pună o piesă de teatru mai reală, pentru că piesa de mai devreme nu mi-a tras. Păi le-a dat material de vorbă, mă. Dar de ce a pus? Ți-am luat cu de-alea, cu... Ce? Ierburi. Ce mi-ai luat? Ierburi, de asta. Am fost în pădure, acum, știi? Asta n-a din pădure. Ce vrei să faci? Să scoți doar ăsta? Nu știu dacă ai ajuns să mă cunoști, dar îmi plac lucrurile simple. Cu toate că ești o persoană foarte complicată. Și nu doar eu. Hai, fugi. Dă-și mie, băie. Să iau asta cu mine sau? Ia-l dacă vreau. Li se strică televizorul. N-aveau cum să vorbească. Li se strică televizorul. Lasă-o pe Amira, că Amira s-a emoționat, a primit cu drag. Amira, ia spune, care e părerea ta despre această cameră roșie? Bă, așa ceva, bă. Mi se pare ceva foarte frumos. Bă, da, bă, Alexandra. A, stai. Aplaudați. Bine, bă, bravo. S-a văzut iubirea Marinescule. Bravo, frate! Cu face Aline, aplauz cu urechi. Bă, îmi place Marinescule că ai spus vorbele ăștia sincere. Nu și cred din că era pentru... Adevărat.
Și pentru asta, vin să strâng și mâna, tot respectul meu, frate. Că ai zis tot ceea ce simți, mă jur, eu nu fac Caterinca și ăstea. Tot ceea ce simți, ai făcut, bravo, frate. Te respect pentru ceea. Mai bine, mai bine te cerci acum fake decât să... Păi a fost cea mai proastă piesă de teatru văzută în viața mea. Eu să vă zic că un bine pentru voi, m-ați înțeles? Un bine pentru voi să nu vă stresați prea tare ca să nu vă îmbolnăviți, înțelegeți? Alexandra, Alexandra, fă-i și tu lui Codruț, Codruț, taci! Codruț să bagi capa așa. Codruț, taci! Dacă taci, să taci! Taci! Codruț! Și afară, și afară, îmi zici top. Și e fix problema lor. Bravo. A spus ce a simțit. Am repetat pentru cine îmi pasă. Nu, a spus ce a învățat. Pe cine îi pasă de exact. Tine? Pe toți ăia la care le pasă de tine casa asta. Mă duc să mă capacul ăla mai important decât voi. Păi nu. Și ce-a mai reținut din noi. Hai, Adriana, bagă-te tu și comentarii. Planul B, Radu! Ce? Au trecut la planul B. Ăsta cred că planul A le-a dat greș pentru că nu s-a așteptat ca, ca Marinescu să spună că se formează din nou un cuplu și tocmai de asta au trecut la planul B. Și planul B era să vină de luni de dimineață să meargă în camera roșie și să facă un teatru ieftin. Ăsta, ăsta cred că Y. Cred că Y, Alexandra, nici de cum B. S-au dus alea A, B, C, D, O, L, sau. Nu, e planul B. Auzi, Marinescu, doar o singură întrebare am pentru tine și după nu mă mai. Și vrei să-ți răspundă sincer? Nu te-a supărat Felicia caz de via de la plan? Păi, acum sunt pe plan. Nu s-a supărat, nu? Acum sunt pe plan. Sau s-a supărat? Nu, a? Da? Mă, că oamenii fac ce simt, Alexandra, mă, de ce îi judeci, mă, că te vede Dumnezeu, Alexandra. Ce faci, Maria? Foarte bine, tu? Cum a fost în camera roșie? Foarte frumos. Din cât, vezi că din câte am văzut, nici tu nu credeai pe Marinescu, dar nu-i de aici. Adică? Păi, da, tu ce față vei în camera roșie, erai ceva gen... Aha, da, da. No, no, no. Hai să-ți explic. Hai să-ți explic. Exact prin aceeași situație am fost și când am fost la date. S-au vorbit de pur și simplu sunt anumite emoții în care eu nu pot să, na, nu pot să mi le efectiv nu prea povorui. Da, stai un pic, Radu. Dar în condițiile în care voi ați afirmat amândoi că nu vă mai împăcați unul cu altul niciodată, acum ce înseamnă chestia asta pe care o faceți voi în camera roșie? Ce? Nu știu dacă ai auzit ce a spus Marinescu. Păi nu am auzit pentru că a oprit băieții boxa și că nu putea să vadă. Ei, îmi pare rău, atunci o să vedeți când o să se difuzeze. Nu am văzut, nici nu am auzit. Păi da, Maria, da, spune și mie, tu zici că n-ai făcut scopul ăsta pentru televizor, nu pentru cuplul anului. Niciodată. Nu l-am făcut pentru noi. Pentru voi, în condițiile în care tu afirmi, tu afirmi că nu te vei mai împăca niciodată cu omul ăsta. Și acum, înainte de marea finală, voi vă împăcați. Alin, și dacă nu se difuzează încă săptămâna asta până la cuplul anului, atunci ce mai inventați? Maria, ascultă-mă o chestie. Voi ce v-ați împăcat ca să vă pună pe site. Ca să vă pună pe site, de-aia v-ați împăcat. Ați văzut că s-a pus omul ăsta deja cu iubita lui pe site? V-ați spus și voi. De ce? Ca ce chestie? Vrei să câștigi cuplul anului? Nu o să-l câștigați niciodată pentru ca chestia asta, Maria. Ascultă-mă ce spun. Are Alin conturi mult. Doamne, Maria. Am conturi multe, fii atent, am multe conturi de votare. Lăsați-l, bă. Aline, da. Aline, da, frate. Băi, fraților, din punctul meu de vedere, dacă a scos boxa, înțelegi când v-au dat oamenii conexiune să vedeți ce am vorbit noi în camera roșie. A scos boxa, n-ați vrut să vedeți, nu vreți să vorbiți despre noi. În același timp, dacă am coborât, dacă am coborât aici, înțelegi? M-am pus lângă voi. De ce mai cereți explicații? Eu am scos boxa, mă. Pe mine nu m-a interesat. Eu am scos boxa. Eu am scos și bă, l-am stins și boxa. Nu ți-e rușine de tine când te vezi. Pe mine nu m-a interesat. Când te uiți la televizor, nu ți-e rușine de tine? Eu te-l pus. Bă, tu ești atât de... Nu vezi că te ia la mișto când îți răspunde. Nu-l mai băga în seamă că el asta vrea. Lasă-mă dacă vrea să întrebe. Să vorbească să-și continue dragostea. Eu i-am scos și boxa, să nu se mai audă. Zi, mă întreabă de ce ești. Ce să mai întreb, mă, frate? Nu, n-ai fost, n-ai scos tu boxa, nu ești stins tu. I-am spus, întreabă ce vrei. Corect. Pare foarte rău că se termină, dar de-abia aștept să scap de falși ca voi. Faci de show și mă enervez pe bune. Eu nu mă enervez, pe bune. Trebuia să ajung și în punctul acesta să-mi dau seama pe cine am lângă mine și mi-am dat. Auzi, ai mai vorbit astăzi despre niște dovezi. Da, domnișoare. Mă las să aduc dovezile. Da, mă, sifonule, fă ce vrei tu. Auzi, da, fă ce vrei tu. Adule, ia. Nu încerca să inventezi, Maria, că am un vocal și cu tine când vorbeai cu el, așa că nu mai încerca. Ia. Dar tu bănuiai că te înregistrează? Dumnezeu, te așteptai? Bă, atâta pot anumite persoane aici în casă.
Ai fost pusă să stai față în față și îți tremurau mâinile. Spuneai că nu mai vrei să ai nicio treabă cu Manescu, dar te jucai cu el pe acolo și te dai curs la jocuri. Decât să mă uit la persoana de lângă prietenul meu, mai bine jignesc. Mai bine jignesc decât să fiu fals, să mă uit la persoana de lângă. Puterea dragostei continuă. Ne revedem de la ora 17. Pare foarte rău că se termină, dar de-abia aștept să scap de falși ca voi. Faci de show și mă enervez pe bune. Eu nu mă enervez, nu fac nimic. Trebuia să ajung și în punctul acesta să-mi dau seama pe cine am lângă mine și mi-am dat. Auzi, ai mai vorbit astăzi despre niște dovezi. Da, domnișoară. Mă las să aduc dovezile. Da, mă, sifonule, fă ce vrei tu. Auzi, da, fă ce vrei. Adule, ia. Nu încerca să inventezi, Maria, că am un vocal și cu tine când vorbeai cu el, așa că nu mai încerca. Ia. Dar tu bănuiai că te înregistrează? Domnișoară, te așteptai? Atâta pot, anumite persoane aici în casă. Ai fost pusă să stai față în față și îți tremurau mâinile. Spuneai că nu mai vrei să ai nicio treabă cu Manescu, dar te jucai cu el pe acolo și te dai curs la jocuri. Decât să mă uit la persoana de lângă prietenul meu, mai bine jignesc. Mai bine jignesc decât să fiu fals, să mă uit la persoana de lângă. Maria, dar... Te-am râs. Tu pe bune, eu... Cred că ai 27 de ani degeaba. Auzi? Tu chiar crezi vrăjeala lui ăsta? Asta, lasă-l că ai nevoie. Alin, doar când am spus de foarte multe ori acest lucru, voi ați văzut decât 5% din ce înseamnă Maria și Marinescu. Da, în unele cazuri și noi suntem vinovați de asta, pentru că nu am vorbit și nu am spus anumite lucruri, însă, na. Din contră că ați vorbit și ați spus că nu va mai fi nimica niciodată, aia e. Că ați vorbit. Da, lucrurile astea s-au vorbit când eram nervoși, lucrurile astea s-au vorbit când eram în situații mai critice și cam asta e. Păi și cum poți tu ca om să te întorci din ceva ce ai spus și ai afirmat cu tărie? Deci tu erai Maria, cu vârf și îndesat, că eu niciodată nu mă mai întoarce la omul acesta. Și acum, cum de s-a întâmplat Alina. Chestia asta? Alin, ai iubit vreodată? Ce? Ai iubit vreodată? Cum iubiți voi? Iubești. Cum iubiți voi, nu. Maria, aici nu există explicații. La voi, Maria, păi dar nici la voi nu e iubire. La voi e iubire toxică. Nu există iubire. Formată pe interese. Maria, nu știu dacă materiale. Da, iubire. Da, cu Alin poți să discuți, pentru că băiatul măcar e civilizat. Te rog să mă duc la Alexandra să explic mai bine cum a stat situația, de ce au vorbit fetele astea. Mineață. Că aveți cuvântul meu. Mi-e greață. Mie scârbă, îmi vine să vomit când îi văd păște, nu mai pot, așa că... Păi dar cum mă, frate, poți să pui pe el la story când el face chestiile pe care le face în gală? Tu l-ai pune? Acum, serios. Și Maria, vezi, în condițiile în care eu am fost omul care v-am susținut întotdeauna și știi foarte bine. Da, pune-te cu Codruț. Nu te-am obligat noi să facem acest lucru, adică ferește. Nu te-am pus noi. Doamne ferește, și doamne... fiecare persoană de aici e liber să aleagă și să susține. Doamne ferește, Maria, dar atunci îmi pare mie foarte rău. Foarte, foarte rău. Spune. Că chiar am crezut că e ceva real, mă jur. Puteți-mă, vă rog, în casa fetelor să stau de vorbă. Asta rămâne de văzut. Nu suport, măcar mai stau cu alte fete de vorbă, nu stau cu așa ceva pe cum. Alex, tu altfel n-ai cum să-ți faci subiectele cu Maria și cu Marinescu. Păi nu vrea, mă, să vorbesc. Hai, mă, și dacă îl pune pe cadru, cum a fost cu Aurora, eu nu vorbesc, dar când îl pune pe cadru... Bă, că tu n-ai ce face decât să vorbești și cu Marinescu. Că nu știu care cum e disperat pentru cuplul ăla, înțelegi? Că până una alta voi v-ați postat toți între voi despre omule, asta. Omule, ai fost și întrebat în gala favoriților când ai băgat capul în cutie. Nu, păi dacă te las să vorbești, vorbești. V-au postat pe ăștia ai voștri, înțelegi? Nu știu unde e frustrarea la mine sau la voi. Așa că eu fac ce vreau aici în casă, dacă eu vreau să-mi petrec, dacă vreau să-mi petrec timpul alături de femeia pe care o iubesc, îmi petrec timpul alături de ea, înțelegi? Indiferent de ceea ce spuneți voi. Ok, o iubești. Ai fost întrebat în gala favoriților, când a fost cu plunii, dacă vă înscrieți, erai cu capul la cutie. Tu nu vorbeai, da? Mai mult era întrebată Maria, da? Următoarea zi fiind gala, vă luați apărarea pe subiecte pe care v-ați certa, când voi de fapt erați împăcați și nu puteați să comentați și tot greu cădea pe noi, că trebuia noi să comentăm mizeriile voastre, da? Și după aia veniți în gală și spuneți în ultimul moment că vă împăcați. Cineva să le ce comentezi? Greu ai întâmpinat tu mai aici, Radule, mă? Te obligă cineva, Radu, să le comentezi?
situația. Atât? Da. Atât? De ce? Atât? Ca să înțelegeți. Atât? Eu asta când... ți-am zis să cumperi, mă? Dacă nu asta ți-am zis dacă să cumperi, mă? Dacă nu cumpărați chestii scumpe. Uitați ce a cumpărat. Lasă-mă să explic. Dacă nu cumpărați chestii scumpe, gen mașini și așa, i-am cumpărat ceva de ce știu că are nevoie și nu-i convine să-și păi ducă bagajele asta, mă, să cumperi tu, ieși! Ea voia de la mine, i-a zis să cumpăr. Ieși, mă! Nu i-am cumpărat 4 ori, am cumpărat 12 roți. Așa ceva, mă, astea sunt valizele pe care eu ți le-am cerut? Hai, du-te! A ce voie, mașină? Un cen nu vezi, un cen nu vezi de la el. Mașină? Un cen nu vezi. Eu atâta ți-am zis. Nu ne pasă nouă. Radu, atunci nu mai spera la ceea ce mai reușesc să fac anumiți concurenți aici în casă. Omule, mulțumește-te, mulțumim. Fii aici, mulțumim, o chemi în camera roșie. Ascultă-mă, o chemi în camera roșie pe mulțumim. Maria. Vorbești de ce s-a întâmplat, că îți pare rău. Dar da, tu aspiri și te rogi la sezonul 4. Cine vă crede, frate, că mai vrei ceva? Treaba asta aici? Da, frate, în gala ai vorbit, ai vorbit. Da, și ce? Ai fost întrebat. Care e problema? Trebuie da, și speranță, ce? Da? La ce sezon speri dacă tu ești cu femeia pe care o iubești? Fușile trebuie să fie deschise pentru toți. Păi spunem că ăla e planul, de fapt nu e planul B, e planul A. N-are niciun plan. Planul B ești tu. A spus că da, dar asta nu înseamnă că, da, când va fi situația de așa natură să se discute, atunci se va discuta. Momentan sunt doar cuvinte. Radu, ascultă-mă un pic, nu este absolut nimic bătut în cuie, înțelegi? În afară să vă trăiți. Este doar o știință care poate să fie ori nu. Dar nu știu nimic. Ai avut de atâtea ori să pleci din emisiune. Da, și zici că nu mai vrei și abia aștept. Ăsta zice că abia așteaptă să termine asta sezonul. Și stai și faceți pămilogii să veniți în sezonul 4. Nu v-ar fi rușine? Și după aia ziceți că vă iubiți și că sunteți nu știu ce. Nu că păi da, mă, mor când văd că sunteți atât de ipocrisi, mă. Ai o mironosiță, tu ești un prefăcut. Și vă boardeți atât la televizor că voi sunteți marea iubire și că nu știu ce. Nu sunteți doi falși, doi ipocriți amândoi. Vă rugați de indirect, vă rugați, vă milogiți să vă ia sezonul 4. Adică în acela, la diferență de 2-3 minute, 2-3 minute, taci mă, Alin, puțin. La diferență de 2-3 minute spui că o iubești pe femeia aia și la 3 minute zici că vrei în sezonul 4, nu v-ar fi rușine așa ceva. M-aș bucura imens și persoanele astea care la momentul actual, care bineînțeles au terminat de discutat, de vorbit și de exprima frustrările lor de vreo 5 secunde așa, să aibă și ei plăcerea și oportunitatea să spună că te iubesc unei persoane aici în casă. Nu e nicio frustrare. Dacă eram în afară, nu voiam să am de-a face și nici nu să am de-a face cu persoane ca voi. Maria, atâta cât să ai, trebuie să comentezi ceea ce... Și nu au putut controla o relație aici. Înțelegi? Trebuie să o fac. Nu pot să accept chestia asta, nu... Bun, te iubesc Doamne, ferește, ți-a zis, am spus mai degrabă, de sărac, fără să ies cu nimic din emisiunea asta decât să fac teatrul ăsta. De mai multe ori îmi spune Maria, spun să mă fac de... Să ies cu demnitate zero, Maria, feminitate mie, zero, atitudine când, zero. Dacă o să vină în sezonul 4, cât îți dă? Aline. Cât îți dă? Aline. Sunt mesajele voastre. Sunt cuvintele voastre. Voi le-ați spus. Da, cât îți dă? Cât îți dă? Bună întrebare. Că tu știi acum că tot ce se întâmplă acum e să dea bine acolo, să poate mai speli un păcat, o chestie asta. Da. Dar la final cât îți dă, sunt curios. Din cecul ăla la care spune el. Sunt prea fericită. Ca eu știu că ești fericită, dar... ca să-mi stric bunăstarea cu voi. Bă, da. Tu nu dai seama, bă, că te folosește pentru finală, doamne, femeiu! Auzi și pe ăsta, ăsta e în alt film. Bă, omule, nu se folosește de ea. Se folosesc unul de altul. Zi-mă! Pare foarte rău că se termină, dar de-abia aștept să scap de falși ca voi. Faci de show și mă enervez pe bune. Eu nu mă enervez pe bune. Trebuia să ajung și în punctul acesta să-mi dau seama pe cine am lângă mine și mi-am dat. Auzi, ai mai vorbit astăzi despre niște dovezi. Da, domnișoară. Mă las să aduc dovezile. Da, mă, sifonule, fă ce vrei tu. Auzi, da, fă ce vrei tu. Adu-le, nu încerca să inventezi, Maria, că am un vocal și cu tine când vorbeai cu el, așa că nu mai încerca. Ia! Ai că te înregistrează? Domnișoara Cristina, atâta pot anumite persoane aici în casă. Ai fost pusă să stai față în față și îți tremurau mâinile. Spuneai că nu mai vrei să ai nicio treabă cu Manesu, dar te jucai cu el pe acolo și te dai curs la jocuri. Decât să mă uit la persoana de lângă prietenul meu, mai bine jignesc. Mai bine jignesc decât să fiu falsă, mă uit la persoana de lângă. Yeah.
vorbește foarte urât, lumea încearcă să, până și în ultima săptămână, lumea încearcă să pună piedici, să, nu știu, să nu-i mai intereseze de propriile persoane și de propriile relații. Și în cazul dat, eu nu mai vreau să fac parte din așa ceva. Este ultima săptămână, dragilor, când ne mai vedeți pe micile ecrane și din această cauză vreau să trăiți fericirea care o trăiesc și eu și vreau să vă împart. Nu mai există demnitate sau omenie sau ce vorbea el acolo în momentul în care banii vin. Înțelegi? Bă, Radu, dar eu nu înțeleg cum poți tu să faci chestia asta chiar de televizor, mă, frate, să te umilești public, mă, frate, ce coloană vertebrală ai tu, te numești om pe fața pământului. Tu ai face chestia asta pentru bani, mă, înseamnă că asta îi faci și tu. Când zici, când afirm cu atâta... Maria ar face chestia asta pentru că îi prinde bine o notificare de aia pe telefon când vine vorba de bancă, ți-a trimis cutărică o sumă de cutare. Înțelegi? Îi convine. Că ea a afirmat în emisiune că e materialistă. Înțelegi? Fiind materialistă. Păi da, am văzut și de ce, după ce mi-am dat seama la început emisiunii. Și ce, mă, dacă asta e materialist? Nu e rău să fii materialist. Pe banii lui tata, pe banii lui tata a fost. Stai, cu minte nu că e rău, nu e rău să fii materialist, vorbești, dar să nu vezi, mai nu să vezi doar lucrurile materiale, înțelegi? Nu să vezi doar lucrurile materiale. E ok, ești materialistă. Multe sunt, da. Bă, n-ai cum, bă, Marinescu, să te umilești public, mă, frate, să te vadă o țară întreagă. Gândește că emisiunea asta e locul întâi. Chiar nu ai cum. Tu ai cum, de fapt, frate. Da. Tu ai cum. Consider. Te-a făcut de rușine la părinții tăi, la familia ta. Tu chiar nu-ți dai seama de anumite chestii, mă, Marinescule. Zi-mă lui aghiotanta aia. Nu vorbesc, frate. Care e problema, că nu înțeleg? Tu până acum ziceai că Marinescu e... Vezi că până acum nu vorbeai cu Marinescu și nu-i mai lua apărat. Vorbeam cu Alin, nu cu Marinescu. Acum te-ai îmbăcat cu Marinescu, că ce? Că s-a îmbăcat Marian? Amire, astea un pic. Ia zi, Amire, care e problema? Taci, Radu, vorbeam cu Alin. Păi ca să vezi cât de fiartă ești, vine emisiune, spui că nu mai vrei să ai treabă cu Marinescu, că nu mai e cu Maria, se îmbacă Maria cu Marinescu, acum te bași pentru Marinescu. Păi tu ești mai... Până acum, Radu, nu mă jigni că mă apuc și te jignesc eu pe tine. Nu vezi de treaba ta, n-am vorbit cu tine, evită-mă, că n-am de gând să-ți dau trebuie la aberațiile tale. Stai puțin, Alin. Vorbești în cunoștință de cauză. Da, vorbesc cu cunoștință de cauză, pentru că eu știu mai bine decât voi. Persoana care a venit și a dat în el, care s-a prefăcut că nu mai e prietenă cu el doar pentru simplu fapt că nu mai e Maria cu el, din momentul în care s-au combinat iar pentru televizor, așa, acum ești prietenă cu el și ții apărarea și vorbești în locul lor? Da, vorbesc în locul lor. În condițiile în care și tu ai încercat să te dai la el, Amiro. Bă, dar nu vă e rușine, mă vede lumea la televizor. În condițiile în care și tu ai încercat să te dai la el să vorbești cu el. Vă vede lumea la televizor. Eu m-am dat la el? Nu, eu am vorbit cu Marinescu prin mesaje. Și mie îmi trimitea. Dacă tu asta consideri, ce să zic? E foarte bine. Nu am spus că e un exemplu bun de urmat. Îmi pare rău că se termină sezonul ăsta. Îmi pare foarte rău că se termină. Să o, ai timp. M-am scârbit de tot de tine și de toată lumea. Tu te-ai scârbit de toată lumea, dar de exemplu lumea nu s-a scârbit de tine deja. Ai scârbit și tu pe noi. În condițiile în care dacă Maria jignește pe oricare dintre concurenți, vii și tu. Pe ce, nu ești? Cum poți să spui că nu e așa? Când a jignit Maria pe cineva și eu am jignit și eu. Când îi spun lui Radu că e sau lui Codruț. Nu, Radu știe că e fără să spună Maria. Ești. Și tu spui mie că dacă nu e un exemplu pentru tine. Dacă el nu se comporte și nu știe să vorbească, asta e părerea mea despre el. Tu îți dai seama că dacă eu nu făceam lucrurile alea, atunci noi acum nu mai eram împreună? Ba da. Ba nu. Ba da. Ba nu. Ba da. Ba nu. Faci de show și mă enervez pe bune. Eu nu mă enervez. Nu fac nimic de show. Enervez pe bune. Tot ce faci tu faci. Termină. El e real. Lasă-l. Deci mă deranjează vrăjeala asta. Bă, tu nu mai vorbi de noi, de fapt, știi ce ne deranjează la el? Faptul că el e mult prea real și noi. Da, 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 da. Alex, tu nu ai dreptul, frate, să vorbești de realitate. Tu n-ai dreptul, eu n-am dreptul. Uite-l pe judecătorul. Tu ai văzut că se apropie finala și terești de ăsta și de Alexandra și de Codruș și de Maria. Alexandra? Da, uite că te-ai. Alexandra nici nu s-a legat. Vezi că ai avut un clinch cu ea în gală. Clinch gală, mă. Gala acum 6 ani. Nu, mă, gala trecută. Ce clinch am avut? Singurul lucru pe care l-am vorbit eu cu Alex în gala trecută am fost legat de să iau parte la așa ceva, scoate-ți-mă de pe cazul să continui el cu vrăjirea. Nu, nu, n-am. Măia nervii, măia nervii, măia spumele, nu pot. Ce, Alexandra? Am zis că singurele lucruri despre care eu le-am, sau despre care am vorbit eu cu Alex în gala au fost faptul că eu cred că a fost un plan din partea tuturor. Repetele, da, exact, repetele, că și așa... Deci a început să mă amuze tot ceea ce zici, mai repetă, mai bate în evidență ceea ce zici. Oricum, părerea mea e că Alex se leagă de toți, de toți ca să ajungă acolo. Ăsta e scopul lui, ca să ajungă sus, să ia finala. Scopul cui? Cum era aia? Alu Alex. Fraba, din punctul meu de vedere, asta e. Da. Nu, nu cred că Alex este. Deci, Alexandra, că Alex tu ai zis a jucat că... teatru încă de la început, de când a venit în casă. Nu, ai cred că Alex are legătură cu așa ceva niciodată. Am săracu. Adică să joace. Alex, toate chestiile pe care...
Bun, atunci de ce n-a încercat Alex să apropie de fata oare? Să facă un cuplu? Da, chiar că merită să câștige această competiție. De ce o face? Prin atacuri nefondate? Alin, Alin, două secunde, te rog frumos. Că tot zice Alexandra că stai un plan și că la sfârșit eu o să-l votez pe Maria și Marinescu, vreau să-ți spun chestia asta public. Cine dintre concurenții din casă îi votează pe cei doi, dau de dovadă că sunt mult mai josnici decât ei. Mamă, cum? Ce disperat, înțelegi? Bă! Ca să știi, cine se asociază, dar deja știi cine îi votează. Dați dovadă că nu aveți personalitate absolut deloc, da? Unul la mână. Eu chiar și când mă înțelegeam bine, cu Marinescu, i-am zis că Doamne! Ce? Înțelegi? Ca să știi și tu asta. Bă, tu și acum te înțelegi bine cu Marinescu, Alex. Mănânc în continuare. Și acum te înțelegi bine cu Marinescu. Despre ce vorbim? Dacă o să câștige Marinescu competiția asta, am impresia că o să-ți cam tai venele. Nu, eu am spus foarte clar. Ba, da. Să fie sănătos, dacă a câștigat, să fie... Păi nu, dar ai dat-o indirect ca și cum toată lumea care îi vor vota pe ei doi sunt niște... Să fie sănătos, Amira și gală. A ieșit care în favoritul lumea? Publicului. Asta am spus-o și gală. A dormit toată noaptea, Alexandru, a dormit toată noaptea. Nu mă interesează dacă câștigă sau nu. Dacă câștigă, da, normal, să fie sănătos și aia. Dacă nu câștigă, la fel, nu mă interesează. Alexandru, dar, având în vedere că cei care i-au criticat săptămânile astea și au vorbit despre ei cum au vorbit și au spus ce părere au despre ei și la sfârșit dai cu semnătura acolo, sunt cele mai josnice persoane. Cum e să-ți aduc dovezi că Maria vă vorbește pe la spate și că se folosește de voi? Vă folosește, adică induce faptul că se folosește ca niște cârpe de voi, ca de niște cârpe și atunci vezi, în momentul că Alexandru nu îi mai sunteți bun de nimic, nu le mai sunteți bun de nimic, aruncă la gunoi. Alexandru, dacă tu mie îmi dovedești lucrul ăsta și eu am trăit toată această perioadă... Femeie, ți-am dovedit în gală când erați amândouă revoltate. Amira, ce vrei să-ți mai dovedesc? Aici sunt de acord cu Alexandru. M-a deranjat ce a făcut ea, nu știu de ce vorbește despre mine și despre Aurora, că în primul rând noi nu facem cum spune ea și nu dăm votul nostru. Păi uite că prin afirmațiile alea... Noi voi nu știam. Aveți nicio credibilitate. Noi nu știam de lucrul ăsta, pentru că dacă știam, ascultă puțin, dacă știam, Aurora nu ți-ar fi dat votul ei niciodată, ți-o garantez eu. Amira, toată lumea va acuza că sunteți săgețile Mariei. Dar la mișto, voi Alexandru, ați infirmat atât chestia asta, Maria la fel l-a infirmat. Alexandru. Treaba e că mi-a scris în privat, înțelegi? Și în privat îmi zicea, dar de înțeles că se folosește de voi. Voi n-aveți pic de personalitate, Maria. Când i-a făcut semn Aurorei, în loc să stea cu norocel, da? La final i-a făcut semn așa din cap să vină lângă ea, ea nu știa ce să facă, să stea cu norocele, mai făcut tot atât Maria și imediat a trecut lângă ea. În loc să stea cu băiatul cu care făcuse... Nimeni nu face ce zice Maria în casa asta, Alexandru. Poftim? Nimeni nu face ce zice Maria. Ba da, voi două. Nu. Voi două. Nu. Stai liniștit, tu vezi că treaba ta. Voi două, faceți ce zice Maria în detaliu. V-am adus dovadă. Plus reacția Aurorei la sfârșit, în loc să stea cu norocel, s-a dus când i-a făcut Maria semn din ochi să vină, s-a dus imediat la ea. Păi, Alexandru, Aurora, eu nu te-am votat-o. Stai atentă un pic, Alin, te rog frumos. Alexandru, spun ceva după ei. Okay. Alexandru, știi care e? Că a vorbit la început cu tine, i-ai dat viteză, i-ai dat rect și acum ce face? Bă, m-a refuzat asta? Hai să... Ce să fac? Acum, pe final de carieră pe aici, pentru fiecare, înțelegi? Fiecare persoană o să își dea alama pe față, înțelegi? Și prin treaba asta este foarte clar, se vede extrem de deranjant din partea anumitor concurenți ce comportamente josnice din punctul de vedere au. Faceți voi în momentul inclusiv, de față. Inclusiv băiatul. Băi, omule, asta inclusiv, faceți voi în momentul de față. Inclusiv băiatul Alexandru. Aici se vede cât de rău e, cât băi, de frustrat. Băi, băiatul Marinescu, eu sunt rău dacă permiți cu tine, nu cu... Deci, băi, omule, deci, acesta este Alexandru aia. Ai umilit-o, ai făcut-o în toate felurile. Au apărut pe toate revistele, știe România ce-ai făcut. Ne-am iubit. Știe că ai umilit-o, ai zinit-o și tu vorbești că la sfârșit bă, își dă arama pe față lumea și din face și nu știu ce. Băi, omule, da, din iubire am făcut toate chestiile alea. Băi, erați indiferenți unul față de celălalt, a zis că nu vreți să mai aveți de-a face. Acum la o săptămână veniți în măcar de aducea un buchet, nu un trandafir. Dar ți-au și ție, mă. Îți iau și ție, Alexandre, un buchet. Nu, că tu ești prea chit. Tu ești chitros să iei ei, da, păi mie. Vorbește Alexandru, care a luat buchetul de trandafir de la băiți aici și i-a scos petalele să le arunce pe jos. Ca idee. Să le arunce pe jos. Tot în trandafir a dat și el. Despre ce vorbim? Știe că nu mai are de cine să se lege. Știe că nu
nimeni nu poate să să-l ridici atât de mult pe cât l-ați ridicat atât tu cât și Marinescu, mă înțelegi? Da, dar el nu înțelege că prin lucrurile astea nu se ridice Aurora. Lasă-i, ascultă-mă. Lasă-i să creadă, lasă-l să creadă. Lasă-l să creadă că tot ce face el e corect. Pentru că cei de acasă nu sunt nici niște oameni incapabili. Nu cred că sunt niște oameni incapabili să vadă sau să înțeleagă ce se întâmplă cu adevărat aici. Și crede-mă că, pe mine că după emisiunea asta și după ce se vor difuza toate fazele în care el a încercat să dea în voi, pentru că tu, ca și caracter frumos de care tu ai vrut să dai dovadă, l-ai etalat aici în 5 luni de zile, asta zic. L-ai băgat sub preș în momentul în care tu ai adus și ai zis nu, eu vreau să aduc și ai insistat de atât de mult, mă aduc, mă las, ca să ce? Că oricum nu poți să pui oamenii ăștia jos. Eu. Câte luni a stat aici și câte luni a încercat să prezinte un caracter perfect și nu știu ce, într-o zi, efectiv, la... Bă, dar voi ați muncit vreodată în viața voastră să vă meritați banii? Să știți care valoarea este? Banului? Ați muncit vreodată așa să știți valoarea banului? Dar tu ai muncit, Alex? Amira. Unde ai lucrat? Ah, Amira. Unde ai lucrat? Du-te. Deschide ușa! E ca o lepitoare din emisiunea. Ne-a trimis camera! Alin, băi omule. Ne interesează. Ne-a trimis camera! Auzi, deschide-l, Amira. Bă, n-am dreptate. Băi, auzi? Vrei să Amira? Ia-o pe la braț. Ai și tu? Ce vreau să fac? De migrenă pentru Alexandru, că doare capul de 30. Frate, vreau să vorbesc realitate, pe adevăr. Păi fii ca lumea. Ia, stai așa, lasă pe Alin, zi. Păi, dar tu ai spus, frate, de asta că ai muncit vreodată în viața ta, dar tu ai fost omul ăla. Să știi valoarea banului, am zis. Da, tu ai fost omul ăla care vine ca o lipitoare din emisiune în emisiune. Ca să nu faci nimic acasă. Gata. Dar cu ce exagerează? Gata, Alin. Eu nu mă, pe mine nu mă deranjează. Dacă vii și îmi bași cuvinte în gură doar să vorbești, la mine camera nu mai vii ca să zic că ai idee. Nu ți-a băgat cuvinte. Să zic de acum. Cuvinte nimeni în gură, să zic de acum. Vin ca o lipitoare din emisiune în emisiune, că n-am muncă afară. Stai la ușă. Hai să zic, te folosește unul cu care nu te înțelegi bine, dar nu cu persoana cu care ești. Asta știu. Despre asta, da, mă, da, deschid vorbeam, știi când am vorbit cu el, când te-o pus puțin la Sorin. Înțelegi că prima dată am vorbit, eu și mai departe, ce faci, așa bine un alta. Și la un moment dat vorbește și zice, bă, da, Amira ce? Mai zic, lasă-mă, Amira, zic, trebuie să-ți mulțumească. Păi da, dar vezi că e copilă, nu știe cu cine trage, cu cine se aseamănă. Te ide, mă, zic, na. Hai, așa am fost tot timpul. Hai că sunt eu mai naivă, e partea a doua. Trezește-te, naib. Dacă e să-mi dau seama de ceva, o să-mi dau la un anumit moment. Ți-ai dat. Oh, lume nouă pe la noi prin casă. Tu cum ai cine? Marinescu, normal. Ah, e clar. L-a pus și la vedere. De ce te-ai dat, mă, barba jos? Ei, că... Că a vrut și că a putut. Ce faci, mă? Că... N-am fost atent când a făcut gluma aia. Dar ca bunitorul ăsta de asta mi-a atras atenția. Tu ce faci? Iar mănânci dulce? Ce ai? Înțelegi? Asta e vorba. Ce așa ești tu? Ai stat de acum încolo. Maria! Ia fi atentă dacă tot ești aici, m-a pus pe cadru. Uite că dacă tot e Alina acolo să-mi zică că te mai caut. Tare! Dacă tot, ți-aduce aminte când îi ziceai tu lui Marinescu în emisiune că făcea tot felul de chestii și se dădea la fete ca să te pună pe tine într-o imagine proastă și te pune într-o imagine proastă și el zicea că nu ar face nimic să te pună într-o imagine proastă? A? Mai știi? Omule. Și după aia când vii acasă, aveți o discuție și vă certați și el îți zice de faptul că el așa s-a făcut remarcat. Și nu le interesează nici de tine, nici de oricine altcineva? Pentru că zice că e un fătălău? Vorbește aberații un fătălău și mă aud în gură, boxă. Îl împiedici să facă anumite chestii sau să spună anumite chestii? Așa pleacă, normal. Nu se aude de asta pleacă. Nu se aude, se aude în partea frumos, mă aud în boxă. Bă, tu nu-ți dai seama că orice îi spune acum nu o să vină și o să zică niciodată. Da, e așa, păi orice. Da, are dovezi. Nu mă, dar eu nu... Da, e vorba, nu dă mare dovezi sau așa, orice tu ai spune acum sau orice ai aduce, nu interesează, mai ales pe ei, nu interesează, e zero, înțeles? Dar nu, eu nu zic pentru el sau pentru... Da, ok, vrei tu să dovedești, nu ce nimeni nimic, dar dacă vrei să faci treaba asta, o faci pentru tine și pentru oameni de acasă, nici de cum să... Da. Că lumea, deja noi, lumea, să zic așa, mulțimea știe cu ce are de-a face, înțeles? Știu, o mulțime nu, știe.
așa, ca idee. Mulțumesc. E cu ce are de-a face. Degeaba, acum, dacă vii tu, ok, vrei să deschizi ochii sau să... Cum vine asta? Nu, mă, e vorba de faptul că am vrut... Mulțumea știe. ...că tot ceea ce a zis voi este adevărat și să vadă și oamenii de acasă. Păi nu mă interesa să lămuresc cu ei sau să recunoască ei ceva. Că eu nu fac chestiile astea să recunoască ei ceva. Nu mă interesează ce zic. Păi asta ți-am zis. Trebuie să faci ceva să... Du-te, bă, și vezi, mă, de treaba ta. Băi, lucrurile nu vin în viața asta pe gratis. Ți-o zice fratele tău, înțelegi? Păi, normal. Lucrurile vin muncite, înțelegi? Da, muncite. Dar muncite cu demnitate, Marinescu. Cu viața ta, cu demnitate, sacrificii. Tu poți să vorbești, bă. Cu teatru, bă. Băi, omule, tu poți să vorbești de muncă. Uite, astea două, astea două au trecut prin toate muncile posibile, le vezi? Astea două. Tu nu poți să vorbești de muncă. Tu n-ai prestat o muncă la viața ta ca să vorbești de așa ceva. Capitolul ăsta te depășește. Spune-mi tu o muncă pe care ai făcut-o tu. Una. Tu mă cunoști de câteva luni de zile. Ce am făcut eu până la vârsta de 23 Marinescule, de ani. Ok, te întreb, dăm tu acum mie exemple de o muncă pe care ai prestat-o tu până la vârsta de 23 de ani. Eu, băi, eu m-am referit așa în general, nu trebuie să-ți dau ție niciun exemplu, da? Nu există. Atât în casă, atât aici în casă, cât și în exterior în viața asta, da? Lucrurile pentru a veni la tine trebuie să faci ceva, să faci anumite sacrificii la mijloc. La ce lucruri? Dacă nu faci sacrificii. Ce lucruri? Sacrificii și nu dai de la tine. Atent, ok, lucruri. Ascultă-mă. Și nu te trezești la 6 dimineața, 7 dimineața, înțelegi? Da? Nu vorbim tu că te trezești. Nu poate să vină lucrurile la tine, că te trezești la 5. Te trezești așa la 5 după amiază, așa cum ai spus, omule, și nu mai faci nimic toată ziua. Ai pierdut ziua. Despre ce lucruri vorbești tu și mai ales în casa asta? Eu de tot ce mi-am dorit în casa asta, tot ce mi-am dorit eu, am parte, înțelegi? Felicitări, mă bucur. Plăcere. Trebuia să ajung și în punctul acesta, să-mi dau seama pe cine am lângă mine și mi-am dat. Dar ți-ai dat seama pe cine e lângă tine și în momentul în care ai realizat pe cine e lângă tine, ai venit și ai spus așa, am realizat că cel mai mare dușman din casa asta nu e Codru sau Alex sau ceva, cel mai mare dușman e Maria. Atunci ți-ai dat seama pe cine e lângă tine. Am greșit. Când erai pe aici și erai pe afară și mamă, nu știu ce îmi face femeia asta, nu știu ce așa mai departe. Am greșit, mi-am dat seama că de fiecare dată în această competiție, eu sunt o persoană, înțelegi, nu știu, puțin mai naiv în anumite circumstanțe, iar eu consider că fie singura persoană care mi-a fost aici alături în această competiție, într-adevăr, chiar când aveam momente în care nu o credeam, înțelegi, și face totul contrar, a fost Maria. Nimeni altcineva. Și se vede foarte clar, înțelegi? Uite, deja minți și adică... nu mai poți să-ți oferi o continuitate când minți. Vă promit eu, mai am vreo 6 zile, nu reușiți nimic. Dar nu reușești. Nu reușiți. Nimic, mă refer la adresa mea, înțelegi? La, tu ești ăla care ce se spuneți, simte atacat. La adresa mea... Tu ești ăla care se simte atacat, tu ești ăla care zici că are cineva ce fac cu tine, care ce să... Cu tine mai vorbesc în sezonul 4. La anii tăi și la vârstă, și la anii tăi și la înălțimea pe care o ai tu, da. Și la marele șef care zici tu că ești. Înțelegi? La marele șef care zici tu că ești. Aici la tot și ești bossul tuturor. Nu ți-e rușine să te victimizezi? Poți tatuaj cu mine, după aia vorbim. Cu tine? Da. Vorbim. Nu fac tatuaj. M-a lăsat fără replică, fac tatuaj cu el, da. Păi nu, că ești frustrat, că ai vrut să ajungi la Olimpiadă, ți-ai tatuat Olimpiadă. Nu, vezi că am fost pilot olimpic, m-am antrenat. Marinescu, vezi că m-am antrenat campion mondial și olimpici. Am văzut. Înțelegi? Întâi, înainte să vorbești cu mine de ce am făcut eu în sport, te rog frumos. Hai că e și mare sportiv. Te rog frumos. Am tine te rog frumos. Sportiv rău de tot. Te rog frumos, nu vorbi cu mine despre sport. Doar atât te-am rugat. Caută-mă afară, uite, poate mă găsești. De ce tragi de niște persoane să-și asume care ele de timp de un an de zile cât au în competiția asta nu și-au asumat odată nimic? Nu, dar măcar acum. Nu o să-și asume nimic, nu o să vină să vorbească absolut nimic din ceea ce îl dezavantajează pe el, nu o să vină niciodată. Adevărul oricum nu va ieși acum la iveală, adevărul va ieși după ce se va termina această emisiune, pentru că tot timpul adevărul iese la iveală, indiferent de situație. În momentul de față nu va ieși acum. Păi tu ai zis chestii care îl dezavantajează, cum să-și asume chestiile pe care le-a făcut el. Păi sunt chestiile, dar lucrurile alea, dacă el vine acum și le asumă, îl dezavantajează pe el. Și el a spus destul de clar că nu vom reuși ceea ce ne-am propus. Problema este că noi ne-am propus nimic. El este cel care și-a propus, dar acum vrea să vină să o arunce pe noi, înțelegi? Asta este chestia. Două ori în jurul meu, vai de capul meu. Da. Așa zic și eu, înghite în sec, băi, că înghiți bine. Vezi că dacă tot e vorba de înghițit, nu vorbi cu mine de înghițit. Că e o persoană pe care o susții. Nu, n-am putut să mă abțin. Nu am cum să mă abțin. Ești bun oricum. Nu, sunt foarte bun. Vorbești când înghit în sec.
Bine. Hai că nu deschid subiectul ăla, deși mă arde limba să-l deschid, dar nu-l deschid. Ce subiect? Aurora! Bă, dar tu ești... Bravo! De așa, Alec, mai avem material, nu? Bă, mai caut-o pe Aurora, bă, a ghicit Aurora. Băi, Alexandru, nu ți-e rușine, mă, cum să-i zici așa ceva? Wow, ce? Băi, Amiro, hai să spun ceva. Bă, vezi că urlă, stai un pic, urlă și face ca toate alea pe aici din cauza că Marinescu și Maria sunt împreună. El trebuie să fie conștient. El trebuie să fie conștient că dacă oamenii ăștia au ajuns până aici e pentru că publicul a văzut în ei și n-a văzut în tine, Alexandru. Trebuie să înțelegi treaba asta. Tu după două luni ți s-au dus toți susținătorii, au plecat. De ce nu ți-ai pus un semn de întrebare? Nu ți-ai pus un semn de întrebare că după trei luni ți-au plecat toți susținătorii, Alexandru? Dacă omul ăsta a fost adus dacă era de la început, avea, crede-mă. Să-ți arăt niște sondaje de alea, voi, să vezi. Alexandru, joc, dacă vrei să te iei, ia-te cu dovezi clare. Păi tot ce se difuzează, tot să aibă mai mulți susținători. Amira, le-am spus și lor, dacă vor să se ia de mine, dacă vor să dea în mine, să o dea elegant, pentru că asta a vrut. Da, o dau elegant. El a vrut în șase mâini zile să le arate celor de acasă un caracter frumos. Nu are un caracter frumos. A dat dovada din ea orice fel de caracter are, îmi pare rău. Tu, Aurora, trebuie să-ți asumi că ai greșit în momentul în care te-ai dus la un astfel de om. Da, eu n-am spus și că trebuia nu. Să, dar trebuia să ei, ascultă-mă. Gata, bă, băi. Aici eu o să închid subiectul, Amira, pentru că nu mai are rost. Gata, închide subiectul. Nu mai băga seama pe Alexandru, să vedem cu cine se ceartă. Pentru simplu fapt că ei nu pot să dea dovadă că au caracter, mă simt. Și că au bun. Fac de râs. Mamă, deci credeți-mă că moare ceva în mine în momentul în care... Păi, tăi, putea să iasă un doctor sau un inginer, tu vorbesc de râs și tu l-ai... Era conștientă că ea. I-am numărat voturile înainte. Nu te-am deranjat, v-am spus și în gală. Nu te-am deranjat, ai ținut tu morții și să-mi pomenești numele. După vii și urli că Aurora e top 3, că Aurora e pe ecranul ăsta, că Aurora așa, că Aurora așa. Cine te-a pus să menționezi numele? Cine te-a pus să care să plece? Dinainte să se declare. Te-a pus cineva, Greca. Nu te-a pus nimeni. Nu vrea să stai acolo cu parcat la mine, cu treaba ta și să mă lași în pace. Dacă cu adevărat nu te interesează. Aula. Dar trebuie să mai mănânce și gura ta. Trebuie să mai mănânce și gura ta, Alexandru. Ei sau ea vorbește doar ca să... Asta ai încercat să faci tu în 5 luni de zile. Dar nu sunt cu remarcat. Auric! Da, poți să zici cum vrei. Mai poți? Trezește-te, mă, femeie, că e păcat de tine. Ce? Trezește-te, că e păcat de tine. Mai trebuie să mă trezi. Ea vorbește cu niște oameni de la care crezi că poți învăța ceva. Încearcă și consultă-te cu niște oameni de la care crezi că poți învăța ceva. Ea sună pe Gabi, sună pe Mari, pe Gagica, sau vorbește cu niște oameni de la care au experiență și poate să spună exact. Tu ai impresia că după ce ieși de aici... Cineva te mai întreabă ceva? După ce ai ieșit de aici, tu te duci la tine la Rovinari, Maria se duce la ea la Chișinău sau stă o săptămână cu Marinescu, două, își consumă relația și pleacă și la revedere, fiecare e în drumul lui. Normal. De ce nu încerci să profiți de experiența asta pentru tine? Cum ți-am zis și eu, ai un timp, te-ai făcut remarcată, doar tu te-ai făcut remarcată doar prin ăștia doi. Ești conștient că nu știu de te-ai făcut remarcată. Puteai să te faci tu pe spatele tău, înțelegi? Au fost băieți care au vrut să se apropie de tine și au considerat că ești manipulată de Maria. Momente în care femeia a arătat chestia asta în casă. Amira, bă, taci, Amira, de ce nu așa, Amira, de ce nu așa, Amira... Am și fost deranjată și... Înțeles? Uite, așa eram eu cu George. Eu nu știam. Aveam prea puțin în casă și nu știam. El chiar dacă voia să-mi facă un bine, mă ascundea pe mine, înțelegi? Eu e la fel consideram ca tine, e prietenul meu, vorbește așa, mă vorbește așa, înțelegi? Chiar dacă el voia să facă treaba asta, pe mine mă ascundea în umbră. Înțelegi? Am ajuns la momentul în care să ies de sub el, să vorbesc, să mă fac auzit, făcând treaba asta. Am avut, tu știi ce ai acum? Tu chiar, tu ai foarte multe rețineri, înțelegi că ai multe. La fel aveam și eu. Că știu, stăteam cu omul în cameră, vorbeam tot așa mai departe. Aveam foarte multe rețineri. Dar în momentul în care tu scapi de reținerile astea și ești în evidență și așa mai departe, de ce să te pună pe tine în lumină când e șansa ta poți profita de asta? Înțelegi? Nu poți să te cunoască pe tine așa cum ești un ansamblu din cauza lor, că te pune în umbră. Da, știu asta. Ți-am zis, nimeni nu are nimic cu tine personal. O Caterinca proastă, mai faci și tu, mai faci și mai faci oricare. Eu nu dar nu mă mai face câine că e urât. Ce? Zic, nu mă mai face câine că e urât. Puteam să te fac de 10 ori mai rău, dacă voiam. Pentru că ți-am zis, tu știi ce înseamnă, tu mă faci cu mine cățel. Tu știi ce înseamnă să te fac eu pe tine la modul feminin? Sună
foarte urât. Înțelegi? Și știi ce? Bă, nu te-am văzut odată să dai... Nu spune, nu există. Ca eu să mă cer cu tine o săptămână, să ai dreptate doar tu. Nu există treaba asta, înțelegi? Și ca tu să stai, chiar dacă stai pe bară, nu există să ai dreptate doar tu. Înțelegi? Odată și dată tot scot o prostie pe gură. Și chiar tu ești conștient de treaba asta. Și oricare. Dar tu n-ai venit odată să le dai pe gură, să spui, bă, uite, Radu, așa, voi ați greșit în situația asta. Asta înseamnă să fii imparțial. Dar nu știu, e... M-am săturat, nu mai vreau. Auzi, ce explicai tu astea? Explică-i tu, explică-i și ei dacă vrei. Bă, femeie, ce ai înțeles din ce? Codros, te-am întrebat ceva eu! N-am ce să-ți fac, scoate-te. Ce? Te-am întrebat ceva eu! Da, absolut nimic, că îi ziceam să încerce să fie ea, să nu o mai pună altcineva în numără și să încerce să fie pe picioarele ei. Dar ce te pe tine grija, mă, omule? Ce te pe tine grija cum este pus Amira? Nu că mă grija, dar i-am zis că n-are absolut nimeni personal cu ea și așa mai departe și i-am... Nu că am încercat să-i deschid ochii. Nu înțeleg, vrei să o faci pe bunul samaritian acum? Pur și simplu. Săptămâna trecută îi dădeai umilință și îi întindeai că... A, bine mă, dacă o iei așa, ia și zi tu ce vrei. Băi, o iau cum este, o iau cu adevărul. Așa cum este, dacă am zis clar, nu am nicio ură pe fata asta sau n-am absolut... Vorbeam pur și simplu frumos și vorbeam de ceea ce se întâmplă, de ce vrei să mă iau să vorbesc de mine, de Marinescu. Păi te-am întrebat ceva săptămâna trecută, spuneai că este nu știu cum, că este nu știu unde și o făceai în toate felurile, spuneai că nu merită să vorbești cu ea, că nu merită să o bagi în seamă și acum vii și o faci pe aburul cu samariteanul cu ea. Da, sunt fals. Ce te interesează pe tine? I-a cerut ea, mă, a zis ea să ajute. Persoane care oricum de dimineață a intrat în casă și a încercat să bage râcă între noi doi, spunând că tu... I-ai scris unei femei că vezi, Doamne, că îi dai nu știu ce. Alexandra, încearcă să bage râcă că e pusă. De foarte multe ori că o venită persoană și te-a acuzat de ceva, dar și încerca să te justifici sau să explici pe un ton ridicat. Înțelegi? Dacă eu am încercat să explic sau nu să explic sau să justific normal. Pe limba omului. A stat în fața astăzi de dimineață și spunea Maria ei că lasă-o să fiarbă, ca să fierb eu. Ia femeia a intrat să-mi facă mie rău, să ne certăm noi. Și tu stai și explici anumite lucruri unei persoane care nu merită? Dar nu v-ați certat. Dar ce lucruri am... Ce am zis? Ceea ce ai spus mai devreme. Păi, dar ce? Ce am spus? N-a spus, mă, nimic, wow, Alexandra. Deci, Alexandra, ar trebui să mă înjure, să-mi vorbească urât sau cer... Nu, ar fi trebuit să nu te bage în seama, până să te vedeți. Ei, uite, am vrut că tu ai vrut să bagi râcă între noi doi. Da, așa, am vrut să bag râcă între noi doi. Păi odată ce tu vii aici și vrei să mie, ca și cum că Codruț ar fi vorbit... A fost pusă, dar nu a fost pusă. Nu a fost pusă de Maria. Alexandra! Marinescu, de câte ori a vrut să bage râcă între noi? Bă, taceți-vă un pic că n-aud. Alexandra, Marinescu, de câte ori a vrut să bage râcă între noi? Ce? De câte ori a vrut Marinescu să bage râcă între noi? De foarte multe ori. De ce l-ai băgat în seamă de foarte multe ori? În caz că n-ai observat, hai să spun un lucru. Una la mână, Marinescu, dacă a venit cu aberațiile cu care a venit aici, măcar a făcut-o... Bine, rău. Nu știu, cum... dușmănie sau cum a făcut-o ea, ea a venit fiind pusă de o persoană care vrea... Poate Maria nici măcar nu știa, nu mai zice. Ai înțeles? Că sunt pusă. Eu am vrut să vă certați. Eu am vrut. Păi de ce ai venit? De ce ai venit dacă n-ai vrut să ne certăm? Că și tu ai făcut la fel. Da, ăla ce mâine, te-a obosit rău de tot. Te-a obosit, Codruțe, nu mai suport. Ai venit și ai încercat să mă cer cu Maria și cu Marinescu. Codruțe, ți se spune tot timpul. Bă, fata mea, când am venit și am adus anumite lucruri și am spus, Amiro, eu am venit și am vorbit anumite lucruri, am vorbit pe adevăr și pe realitate, înțelegi? Și eu tot pe realitate am vorbit și ceva ce i-a spus Codruțe. Pentru că am vorbit cu Codruțe de pe telefonul nu știu cui cu nu știu cine, înțelegi? A spus o glumă, bun, partea a doua. Același lucru l-ai făcut și tu. Da. A spus-o în glumă. Vezi că săptămâna trecută se uita la chiloții tăi sau cu două săptămâni. Ea se ceartă pe cadru, că îmi dă mie. Aici eu nu pot să vă justific. Păi ce să vă țină pe cadru? Nu pot eu să spun ce face el. Nu pot eu să spun ce face el. Nu pot eu să spun ce face el. Dacă vrea să se justifice el bine, dacă nu, nu mă tragi pe mine la răspundere. Amiro, tot el a trimis acel mesaj. Tot el a spus că ai chiloții rozi. Tot el s-a uitat la... Tot el a spus că ai... Tot el. Și ce să-i fac eu, mă? Tu mă tragi pe mine la răspundere? Păi nu te trag la răspundere, dar tu spui mie că mesajul ăla a fost trimis în glumă. Eu așa l-am luat. Hai, lasă-mă, Doamne, iartă-mă cu vrăjelile astea.
astea. Eu l-am luat ca pe o glumă. Hai, l-ai luat tu ca pe o glumă, dar crede-mă că n-a fost trimis în te susțin, Amira. Alexandru, și ei îi place, că dacă nu-i plăcea, rămâneau certați, cum a venit și a spus că nu mai vorbește cu Marinescu, că gata, s-a terminat, că își bate joc de femeie. Dar eu n-am zis că ei îi place, eu am zis că în momentul ăla eu am venit cu un adevăr care s-a dovedit. Da. În momentul ăsta ea vine cu niște mesaje cu care a vorbit cu Codruț de pe telefonul lui Victor. Da. Pe 5 septembrie, când o să aibă loc finala și se termină totul, de atunci se pune punct prietenii tale, înțelegi? De atunci e pa, bun, s-a tras linie. O să fie personal și o să-ți spun, Radu, ai avut dreptate. Bine. În cazul în care se va dacă o să ajungi la chestia asta, să ai puterea și curajul să îmi dai un mesaj pe Instagram. Să-mi spui, da, Radule, ai avut dreptate, am fost o fraieră și dacă am rămas așa, doar să slujesc. Dacă... Haute... Mă enervez. Știi ce ești? Marian. Ce sunt? Marian. Mariana? Marian. Da. Hai că sunt Mariana. Susții două persoane care sunt drage, dar tu te pui pe locul doi. Mă lași să mă duc? Da? Vezi că se pupă Maria cu Marinescu. Nu te uiști tu? Nu te bucuri pentru ei? Nu te bucuri? Nu te bucuri? Ok, fii atent aici, Maria. Dacă Amira a susținut că el încă își bate joc de tine sau îți face rău, cum a susținut ea din aura acum câteva minute, ce părea Amira de împăcarea asta? De? Împăcarea asta. Ce părere să am? E treaba lor. Cum? E treaba lor. Erai vehement. Eu nu știu ce e între ei. Am știut atunci la momentul ăla pentru că o vedeam pe Maria cât suferă și că plângea foarte mult. Ok, se pare normal. Mi s-a părut că suferă, dar acum văd că nu mai suferă. Ai văzut materialele din gală, da? Că ei deja erau ok. Se apărau unul pe altul și era greu să comenteze. Am înțeles. M-am pus și în locul lor și chiar era într-adevăr greu să comenteze unul despre altul când tu deja erai împăcat. Dar se pare normal ca după chestia asta, după gala favoriților, se pare normal să te împaci cu ea? Sau ia cu el? Nu pot să mă pun în locul lor, nu știu. Dă-mi părerea ta, gala favoriților. Știi ce s-a întâmplat în gala favoriților, da? Da, știu. Era așa. Da, a fost ciudat că s-au certat foarte rău și după s-au împăcat. Tu nu știi a nimic? Fost ciudat. Stai cu ea în cameră, tu nu știi ce? Nimic? Da, nu am înțeles. Stai cu ea în cameră, tu nu știi nimic? Ce să știu? De s-au împăcat și chestiile astea? Nu după discuția imediat? Nu știu, pentru că eu mai mult stau cu Aurora pe hol. Eu nu prea stau în cameră. Eu nu prea stau în cameră, stau cu Aurora pe hol. Ok, și nu... Maria, când vorbește cu Marinescu, vorbește doar ea cu el. Nu ți-ai pus semn de întrebare? Ce? Nu ți-ai pus semn de întrebare după ce s-a împăcat? Bă, da, de unde să știu de ce s-a împăcat? Știi cine a întrebat, că e prietena ta cea mai bună? Nu m-a interesat. Că n-are încredere. Sau deja știi? Deja știi cum e mersul și... Că îl iubește, de-aia s-a împăcat. Îl iubește? Da. Dar unde erau ăia doi când se jurau amândoi că nu se mai împacă? Dar întreabă-i pe ei, mă, de ce mă întrebi? De tine. De ce mă întrebi pe mine? De unde vreau eu să întreb? Să văd părerea ta. Eu de unde să știu ce fac? Să văd părerea ta, vreau să văd părerea mea. Nu vreau să-mi dau. Păi aștept să-mi explici. Ce? De ce schimbarea asta pe mai devreme? Da, ce schimbare a fost? Ha? Ce schimbare a fost? Păi nu înțeleg, ai zis că nu o suporți, că este un cățeluș, că este nu știu cum și deodată vii și dai sfaturi. Păi da, când am zis treburile astea, nu ți-o convenit. Nu ți-o convenit, că o iau la mișto, că vorbesc în ironie, că așa mai departe. Dar n-am zis că nu... Bă, că ascultă-mă o secundă. Vreau să te înțeleg, pentru că eu știu că tu ai o anumită părere despre ea, înțelegi? Da. Și deodată ai ajuns să-i dai sfaturi ei. Vreau să înțeleg de ce și de unde. N-am dat sfaturi, femeie, am zis, bă, femeie, n-are nimeni, absolut nimic personal cu tine. Tu ai ieșit în evidență datorită lui Maria și lui Marinescu așa mai departe și încearcă să fii pe capul tău, să te faci tu văzută ca cineva să poți să te cunoască așa cum ești tu. Ai avut un băiat, s-o dus acasă în cazul care e manipulată. Atât, ce-am zis? Ce te interesează dacă femeia este spălată pe creier? Geloasă? Nu sunt geloasă. Dar femeia este spălată pe creier. Da? Este efectiv, pentru că asta este adevărul. Este spălată pe creier, așa. Da? Așa. Tu ai impresia că tu, spunându-i lucrurile astea, ea vine și te păzăi dreptate ție sau te apropie? Dar n-am nevoie să fac treaba asta. Păi și atunci vreau să te înțeleg de ce ai făcut lucrurile astea. Bă, pur și simplu, pe moment, eu știu ce vorbeam acolo sau ce ziceau ăștia acolo și am zis, bă, așa, de ce n-ai bătut? Trebuie să am neapărat un motiv, că ce? Să nu crezi că e ca ăla, vreau să iau pe Amira de partea mea, să mă, ce să fac Amira? Păi n-ai auzit ce a spus ăsta pe jură? Dar rău, ce? Niciodată n-am zis treaba asta. Am zis, bă, femeie, ca să înțelegi de ce toată lumea spune treaba asta, uite așa, ți-am zis că mi-a spus ca la... Nici așa nu-i bine. Bună ziua! Bună ziua, băieți! Salut, ce faceți, măi? Bine! Ultima săptămână din acest sezon. Da. La interogatoriu cu Denisa. Ați văzut că am și cutiuța aici cu mine? Nu. Aveți cutiuță? Olio! O deschidem! Vrei tu? Dacă nu o deschidem, ne supărăm. La momentul potrivit, vedem, o deschidem, nu o deschidem. Da, depinde cum vă comportați. Îți va de bine sau de rău?
Ce fac cuplurile? Bine? Dar, care cupluri, domnul Șax, dacă e doar un cuplu? Avem decât un cuplu real aici. Cele de pe site, cum adică? Care de pe site, domnul Șax, dar nu știu. Că singurul cuplu real pe care îl văd eu în competiția asta e condus cu Alexandra nici de cum, cei care se declară pe ultima sută de metri, adică ultima secundă, când se poate. Dar ce ai radule cu ei? Dar nu pot să-i etichetez la cuplu, domnișoara, n-a niciodată în viață, pentru că ar însemna să mă mint eu și aș minți și lumea de acasă, că ce trăiesc ei în competiția asta este real, nici de cum o șenetă. Am văzut că foarte mulți colegi îți împărtășesc părerea. Domnișoara, Gisna, cei care au ochi să vadă și nu sunt manipulații, sunt liberi să-și dea și ei cu părerea, dar niciodată nu o să am așteptări să recunoască și prietenele Mariei ce se întâmplă între ei doi. Bine, până la urmă este important ce decid cei de acasă. Ei decid pe cine vor să susțină. Păi o să vadă domnișoara Cristina. Doamne, de-abia și se difuzeze. Că și așa au început să spună că comentariile le mai citesc din când în când. Că nu prea intru, să nu mă interesează, că nici eu nu sunt mamă. Dar văd comentariile că deja și-a dat lumea seama de ceea ce fac ei doi și sunt judecați și ca cuplu și ca oameni. Le reamintim celor de acasă faptul că știm deja doi dintre finaliști, și anume Marinescu și Alexandra, favoriții. Și că, după ce vom afla cuplu anului, vom afla încă un finalist. Și apoi... Întreabă care-i faza. Ori Maria, ori tu. Domnișoara Cristina. Zi. Da-mă și o întrebare. Dacă, de exemplu, la cuplu anului, da, intră Codruț sau intră Maria, normal, pe cealaltă parte, mai trebuie să fie doi băieți sau încă două fete. Unul intră la votul concurenților și unul cum intră? Da, Codruț, o să aflați voi când și cum, cine intră, cum intră. Voi vreți să aflați totul așa din prima? Păi, domnișoara Cristina, așa, ipotezele, calculăm pe... Da, lasă să nu mai afle internetul ce și cum. Aflăm așa mai pe ultima 100 de metri. Și asta e bine, oricum, domnișoara Cristina Marinescu este foarte supărat pe internet, că îmi venea și îmi spune, mai un pic și te pune Ronaldo la story, este supărat că mă susține lumea și nu mă susține pe el. Da, Cristian. Cum așa? Păi așa, bine, nu știu, acolo este lângă dumneavoastră, a venit și mi-a spus, bă, mai un pic și te pune la story, că mă susțin foarte mult, foarte multă lume și mulți concurenți din sezoanele anterioare și este supărat că pe el nu-l susține nimeni și nu pune nimeni, ca idee. Ai rămas singur pe internet? Da, nu-mi trebuie, domnișoara. Păi cum singur? Cu noi Maria și Amir. Noi suntem unul pentru celălalt și nu avem nevoie de niciun ajutor venit din partea altor persoane. În momentul în care, nu te simți sigur pe ceea ce ai, automat începi și ceri ajutor în stânga și în dreapta. Pe când eu sunt sigur de ceea ce am, și anume de povestea mea împreună cu Maria, ei nu sunt siguri, așa că cer peste tot puțin atenție și... Domnișoara Cristina, da. Adică mie nu mi se pare că m-am ilogit de lume sau așa mai departe, dar dacă am și eu niște prieteni sau cunosc mai multă lume și oamenii de afară vor să mă susțin, aș fi ipocrist sau aș fi prost să zic, bă, nu faceți treaba asta, nu. Cine vrea să mă susțină este liber să o facă. Da, mi se pare normal. Codruț! Da? Fii atent, te-am auzit astăzi spunând faptul că i-ai dat să mănânce lui Marinescu un sezon întreg. Domnișoara Cristina, am zis așa că da, nu mi-ai dau importanță sau să mănânce ceva de genul, pentru că prin tot ce a făcut Marinescu doar s-a făcut remarcată prin toți concurenții. Și am zis că nu mai vreau să iau parte la o vrăjeală și nu mai vreau să mă stresez sau... Domnișoara Cristina, situația asta în felul următor. Eu, inclusiv în gală, am stat și m-am stresat și am luat-o pe toate părțile ca să pot să-mi dau seama de fapt de ceea ce vrea să fac el sau să pot să mă pun în locul lui ca să-l înțeleg cât de cât, și n-am putut să fac treaba asta și am ajuns în momentul în care pur și simplu să mă scârbesc, să nu mai pot să comentez ceea ce face el și ce se întâmplă aici, având în vedere săptămâna trecută cap-coadă tot ce s-a întâmplat și în gală vii să te declari, ca s-a ajuns pe Maria, clar, să intre în finală, dar pentru că n-a făcut o treaba asta că a vrut ei și că se iubesc, a făcut treaba asta pentru Maria, ca să vină și el să spună că a făcut un sacrificiu și așa mai departe, dar internetul și lumea cam simpatizează cu noi. Și nu mi-am găsit răspuns, zic, și atunci de ce să vin să-ți dai eu ție să mănânci tu după spatele meu? Așa e. Când pot să stau fai frumos și remarcat și să mă uit la tine, să admiră și eu această piesă de teatru sau piesă de muzeu, cum sunt ei doi, să stau și admir. Piesă de muzeu, mulțumesc mult de tot, ai spus totul și cu treaba asta retrage-te că nu știi despre ce vorbești. Te duci în niște direcții care te depășesc total. Rămâi, ascultă-mă un pic, rămâi în lumea ta mică, limitată, că acolo ți-e locul și cum. Ia fi atent, te-am auzit astăzi spunându-i Amirei diferite lucruri.
chiar... A fost deranjată iubita ta, Alexandra. Domnișoara Cristina mai tare a fost... nu, că a venit lângă mine și i-am explicat cum a stat treaba. N-am făcut-o cu un scop anume, pur și simplu era un subiect de ce se mai vorbea, iar am început să vorbesc. Mai tare a fost deranjat Marinescu, cum că eu aș fi vrut să o iau pe Amira de partea mea, să mă susțină pe mine și așa mai departe, dar Amira știe și ea că nu e așa, iar am vorbit cu ea niște... lucruri întâmplate în emisiune și de bază prin care pot să zic că am trecut și eu la o perioadă. N-are nimic mai mult și este și aici și poate să vorbească, să confirme treaba asta. Da, asta mi-a spus. Alexandra? Da, domnișoară. Tu de ce ai fost deranjată că o să fie acest lucru? Păi, am explicat destul de clar, domnișoara Cristina. Ei, nu am înțeles de unde și până unde a ajuns să-i spună lucrurile astea Mirei, pentru că... având în vedere ce a încercat ea să facă la începutul acestui episod, mie nu mi s-a părut normal. Nu, domnișoara Cristina, pur și simplu am ales altă cale de a comunica, pentru că prin așa, căile mele astea mai ieșite din comun un pic, că nu mă puneau pur și simplu într-o lumină bună și mă puneau în ipostază de agresor, ca să spun așa în ghilimele, pentru că mai vorbeam urât sau mișteorile mele nu-mi făceau cinste. Și am zis să stau și o să vorbesc ca de la om la om, că poate așa lumea mă înțelege mult mai bine cum mă exprim și poate să sustragă ceva din ceea ce spun eu. De ce comparai situația în care se află Amira cu situația în care te-ai aflat tu cu George? Domnișoara Cristina a venit și am spus așa, bă, femeie, tu acum, chiar dacă femeia asta, da, Maria, îți vrea ție binele, ca să spun așa, tu trebuie să înțelegi că te pune în umbră, pentru că la fel am pățit și eu. Și eu cu George eram prieten și așa mai departe, dar prin tot ce făcea el, cum îmi lua el apărarea și ce mai făcea el, pur și simplu îmi lua cuvântul, mă punea pe mine în umbră și nu puteam să mă exprim eu așa natural, pentru că după aia se trecea peste sau se ducea în alt subiect și așa mai departe, deci îmi tăia rația, îmi tăia porțe și atunci aici a spus să... Și eu m-am ridicat, adică i-am explicat omului cum să treabă, am încercat, m-am ridicat, m-am vorbit și n-am mai fost pus în umbra nimănui. Oamenii m-au cunoscut așa cum sunt eu, natural, cu prostii, cu rele, cu bune și așa mai departe. Asta i-am sugerat să facă și ea. Auzi? La un moment dat o numeai Mariana 2. Crezi că va avea aceeași soartă ca și... Domnișoara Cristina, în primul rând, a numit-o Radu. Radu a zis. Dar, da, nu, dacă comparăm un pic, situațiile sunt foarte similare. Este exact aceeași situație. Alexandra, de ce ironizai astăzi momentul în care Marinescu și Maria au mers în camera roșie? Păi, domnișoara Cristina, mi s-a părut o piesă de teatru ieftină, nu mi-a transmis nicio emoție, nu mi-a transmis absolut nimic. Mi s-a părut că a fost totul plănuit, le-a ieșuat primul plan, așa că au trecut la planul B și nu, adică normal, din câte știu eu, în momentul în care două persoane merg în camera roșie, trebuie să transmită oarecare emoție. În schimb, fața lui Marinescu și fața Mariei nu mi-au transmis absolut nimic. Știau de la bun început ce urmează. Maria, din contră, am văzut-o că șuptea la microfon ca să-l arătați pe Marinescu pe unde e pe aici, prin casă, după ce a intrat el în casă. Care a fost primul plan și care a fost cel de-al doilea plan? Primul plan e să rămână certați până în finală și al doilea se pare că le-a ieșuat. Eu sunt tare curioasă dacă nu au avut o ceartă mare acasă în momentul în care ei s-au declarat din nou cuplu în casă. Păi și de ce au renunțat la primul plan? Pentru că, nu știu, asta să-i întrebăm pe ei, domnișoara Cristina, pentru că ei știu de ce au renunțat la primul plan, că știu foarte bine că nu le-a ieșea, probabil. Domnișoara Cristina, de fapt, primul plan era acela ca Maria să intre în finală la votul publicului, dar a ieșuat, iar acum a apelat un pic la planul 2. Bă, Alexandra, să nu are nicio treabă. Crezi că Maria s-ar fi așteptat ca ea să fie favorită? Da, domnișoara Cristina, și-a dat foarte mult interesul, altfel nu văd de ce aș exagera și de ce m-aș face de râs singur. Eu, adică să-mi fac eu rău cu mâna mea, doar așa, degeaba, ca să nu câștig nimic. Nu a fost a fost gândită strict competițional și a avut un interes anume, dar se pare că potriveala de acasă nu se potrivește cu cea din târg. De aceea ai făcut tu semnul acela în gală, când a ieșit Alexandra favorită? Domnișoara Cristina, dar eu m-am bucurat pe treaba asta și m-am bucurat și mai mult când am văzut că oamenii în continuare empatizează cu cineva care... toți facem greșeli și toți mai avem unele momente și unele perioade în care ne ieșim așa fain frumos din stare și mai avem niște cuvinte sau mai niște fapte nedemn, ca să zic așa. Dar Maria, când am văzut-o pe Maria, domnișoara Cristina, cum și-a făcut fața, când a auzit că e Alexandra, așa. Așa făcea Maria în momentul în care a auzit-o pe Alexandra, dar nici de cum... Ia, hai să vorbim corect. Și cu cei doi, că așa e frumos și corect. Da, domnișoara Cristina, se poate. Ce s-a întâmplat? Domnișoara Cristina, n-am nicio treabă. În momentul ăla mă gândeam strict
la Marinescu și la ceea ce se va întâmpla cu el. Dacă îi interesează pe colegii mei, nu aveam nicio speranță să ies eu la votul publicului atâta timp cât dintr-un an de zile am ieșit odată sau de două ori și Alexandra de 20 de ori. Adică, vă dați seama, eu analizând situația, na, prost să fii să crezi că ești la votul publicului și vă zic foarte sincer. Ce ține de noi doi, am încercat să lămurim în Camera Roșie. Așa. Și colegii noștri nu au vrut să asculte, nu au vrut să, efectiv, au stins televizoarele. Dar de ce? Păi, nu înțeleg, știți care e ideea? Dacă nu îți dorești să asculți, dacă nu îți dorești să vezi ceva, se întâmplă, lași lucrul ăla acolo și mergi mai departe cu ce te interesează pe tine. Însă, indiferent că au stâns televizoarele, am ieșit din Camera Roșie și tot Maria Marinescu. Asta chiar nu înțeleg. Domnișoara Cristina, da. De ce ai stins televizorul? Domnișoara Cristina, dar am mai spus odată, pur și simplu m-am săturat și nu mai pot să iau parte la așa ceva, pentru că în ultimul timp nu mă mai pot abține, să zic așa, să duc un dialog decent. Să nu mai am niște cuvinte urâte la adresa lor. Și pur și simplu n-am vrut să fac treaba asta și am scos televizorul și m-am dus afară. Mai o să-ți răspundem cu bunătate. Iar n-o să acum, domnișoara Cristina, taci mă, că tu parcă nu vorbeai bine. Dacă nu vorbeai, vorbesc cu domnișoara Cristina, nu cu tine. Da, cu domnișoara Cristina vorbeam. Sau de fapt, acum Maria, din ceea ce am auzit, dar nu sunt sigur, dar o să spun treaba asta. Maria este foarte supărată în continuare pe Marinescu, iar tot ce face acum este să-i dea o caldă ca în finală să-l ardă, pentru că a spus ea că vrea să-i facă ceva cum nu i-a făcut nimeni și vrea să-i facă ceva ca să-l țină minte toată viața ei. Când a spus asta? O știu eu. De unde? Am și eu sursele mele. Aici, în casă, a spus? De nu. Cui i-a spus? Știe ea. A Mirei? Nu, domnișoara Cristina, dar o să las, domnișoara Cristina, a vorbit ea cu cineva, o să vorbesc și eu la rândul meu mai departe și eu o să văd dacă este de acord să spun treaba asta, pentru că este o chestie din afară spusă și nu vreau să mint sau să aberez. Când o să intru mai mult în detalii, în momentul în care o să cunosc mai mult. Alexandra, de ce spuneai vezi de treaba ta? N-am zis vezi de treaba ta, am zis că o să-i dea fatală. Așa? Ce fatală? Da. Nu, astea au fost cuvintele pe care le-am avut. Dar ce știți voi mai mult decât spuneți? Spuneți-mi și mie. Asta ar trebui ea să-i explice. A fost pe live cu acea persoană. Odată. Comănici. Că cu idei. Cristi? Cu Comănici? Nu știu, domnișoară, dacă vrea ea să spună ceva, pot să spună. Dacă nu, eu nu știu despre Cristina, cine e vorba. Nu există. Comănici probabil este acum nervos din cauza ce am, că a ieșit gala unde am spus eu ce am spus. Îl înțeleg și din cauza asta a început să vorbească. Nu am vorbit. Dar eu n-am zis că e de la el. Stai un pic, de ce? Eu n-am zis, nu știu ce treabă ai tu, eu n-am zis. Dacă ai spus că am făcut live. Păi ar fi bine să spui că suntem pe ultima 100 de metri, dați cărțile pe față, zic. Da, le-am dat pe față, domnișoară Cristina. Eu am zis, adică dacă ea s-a simțit, înseamnă că despre el este vorba. Nu e vorba de simțire. Ascultă-mă pe mine, nu știi absolut. Nu mă interesează. Dar nu știi absolut nimic, adică domnișoara Cristina. Știi tu, bă, dar tu știi care e ăla din sezonul 2 care vorbește, tu știi? Din punctul meu de vedere, dacă știau într-adevăr ce erau mult mai coerenți și puneau punctul pe ei și îi susțineau părerea, nu știu, vreo 10 minute pe aici. Dar observ că vin cu niște lucruri efectiv care sunt culese din pom și le arunc aici, dar nu știu absolut nimic. Domnișoara Cristina, în primul rând, Marinescu deține o bază de informații minusculă în tot ceea ce o privește pe Maria. El are habar de fapt de ce este în stare, ca drept dovadă gala anterioară când îi spunea taci așa și el închidea gura și făcea așa ca puțin mai așa despre ce este vorba. Știe de ce este capabilă, chiar de-aia alege să meargă pe burtă și să nu o contrazică, ca să spun așa, sau să-i dea un pic peste nas, pentru că nu-i momentul. Și știe că dacă face treaba asta acum își taie toate porțile posibile și nu mai mănâncă nici din stânga, nici din dreapta. Ia zi, Maria, ai spus că știa de ce fac asta, de ce? Pentru că în momentul ăla eram și eu foarte vulnerabilă și el la fel. Știa în ce situație sunt, pentru că a fost și el în situații de genul. Însă, momentul ăla mă bucur chiar și mulțumesc că a ales să tacă. Zi, Alexandru. Știați ce aveți de spus unul despre altul și v-a fost frică să vă dați în bileag unul pe altul. Asta era vorba, nu că a fost el vulnerabil și că... Auzi, ai mai vorbit astăzi despre niște dovezi. Da, domnule. De faptul când îi zicea Maria atunci... Îi spunea în emisiune să nu se mai dea la fete, el a zis că nu face chestia asta. După aia, când au ajuns acasă, vorbeau că, indiferent de ce ar spune Maria sau oricine altcineva, el o să facă ceea ce consideră că asta l-a ridicat pe el. Adică nu ținea cont absolut deloc de ceea ce voia Maria. Și l-ai auzit tu? Da. Ia auzi, Marinescu, e real?
Ce să fie real? Ce ai auzit acolo, nu mă mai repet. Păi nu știu, dacă are ceva să aducă domnișoara Cristina în parte real. Dacă zice așa din povești și ăsta că m-am plictisit de povestitori. Inventează. Avem numai povestitori extrem în emisiunea asta și bă, de fiecare am auzit cu lucruri pe care a spus la adresa mea, automat inventează și el. S-a văzut foarte clar domnișoara Cristina, astăzi am intrat în casă, am vrut să mă gândesc doar la Maria... Da, 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 lasă, lasă, vrei să mă las să aduc dovezile? În tot lasă acest, că te-ai gândit la Maria, mă las să aduc dovezile? În tot acest în urma a ceea ce bă, lași, mă, curatule, să aducă dovezile, da, da sau nu, te-a întrebat ceva. Te-a lăsat de le-ai adus? Da, 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 n-ai zis că e tot. Fă ce vrei tu! Păi ei te întreb acum, tu mă întrebi, tu îmi zici că ai început ziua, ai vrut să iei pe Maria în camera roșie să mă aburești pe mine acum. Știi, mă, da sau nu, că te-a întrebat o muscul. Da, mă, sifonule, fă ce vrei tu. Auzi, da, fă ce vrei tu, hai, Alexandru. Te rog, ce spune Radule că se face Marinescu că nu pricepe? Ce mândru el de el de... Păi da, foarte... Extra, păi eu da. Mă auzi? Da, păi am crezut că l-a stricat pe Codus, că deja a început să vorbească. Nu, că m-am obișnuit cu Codus. Pe amândoi, că aveți aceeași părere. Pe domnișoara Cristina, atât timp cât evită să răspundă, domnișoara Cristina, e normal că știe că are ceva de ascuns Alexandru și probabil acum o să vadă că a cam încurcat-o pe românește. Ia auzi, dar ție ți se pare corect ce face Alexandru în acest moment? Domnișoara Cristina, eu am și spus, nu mi se pare corect, nu mi se pare demn de un om care te dai prieten, dar în același timp, domnișoara Cristina, până la urmă încearcă să-și spele păcatele, chiar dacă nu e ok și... Auzi ce spune Maria, că niciunuia nu vi se pare corect, dar când vine vorba de Marinescu, valiați. Păi domnișoara Cristina, atât timp cât, uite... Cel mai bun exemplu, vorbea Alexandru mai devreme și omul ăsta, Marinescu, vine și spune ce, că n-am auzit nimic, atitudinea asta, domnule Șiraxina, face diferența. Că altfel nu ar avea nimeni nimic cu el, dacă n-ar avea o atitudine de asta cu nasul pe sus, n-ar avea nimic Radu, cu el. Radu, dacă îți făcea ție Codrus lucrul ăsta, n-avea atitudine? Nu există așa. Nu o să-mi facă niciodată chestia asta, nu o să-mi facă. Păi dacă era ceva, făcea până acum, adică de ce n-ar fi făcut? Bine, aici am spus tot. Ce vrei să spui? Să ne așteptăm la o ceartă pe viitor între cei doi? Nu, domnișoara Cristina, pur și simplu ei... Când? Vine! Dacă era vorba de orice vine? Altă persoană, ei îl atacau în momentul ăsta pe Alexandru. Păi în primul rând... E Marinescu la mijloc și din cauza asta... Nu, domnișoara Cristina! Pentru că dar nu pot, să se Maria, nu pot să vin să susțin... Cu toată lumea. Lăsați-o să termine. Lăsați să vorbesc. Hai, dragă. Încearcă să se pune bine cu toată lumea. Nu avem noi o problemă cu asta, te-o zic cu tot sufletul. Fă ce vrei tu. Ai? Dar nu am. Suflet. Pe mine nu mă interesează ce faceți voi, mă. Eu nu mi-am pierdut o secundă din viața mea și, bun, dacă a fost o dată sau de două ori în bun an de zile, când eu am vorbit despre Alexandra Codruț sau Radu. În primul rând, nu ți-ai pierdut viața, ți-ai pierdut demnitatea de femeie, nu viața. Dacă asta înseamnă, a trecut un an. Da, bine, dacă asta înseamnă ca eu să fiu fericită într-un moment dat, o dau. Cum să fii fericită, mă, femeie? Tu vii acum la televizor și spui că ești fericită când gala favoriților, erai foc pe omul ăsta. Stai că vreau să aduc, să văd și eu dovezile și după aia vorbim. Ia, că-s curioasă și eu. Deci, despre ce este vorba? Păi, am două deocamdată în care spunea el așa. Că se va da și va face indiferent ce spune ea, da? Păi sunt foarte mult de Marinescu. Poți să zic fii atent. Nu, ia, în momentul hai când... să ascultăm. Ia taci, Alex. Ia. Stai să-ți dau și palme, mă, să meargă mai bine. Hai, mă, lasă ironiile. Dacă o să fac chestia aia, nu o să fac nimic. Să te fac pe tine... Înțelegi? Asta îi spunea Marinescu Marie? Nu ție, nu lui ăla, nu lui ăla, nu la nimeni. Înțelegi? Mie merge bine, nu vouă. Bine. De toată lumea. Antisocial, arăta cu degetul, dar în același timp o pricet. Ăla sunt eu. De la public până la producție. De la toți. Eu nu sunt ăla care să-mi pune cineva mâna la gură. Nu face aia, nu vorbi aia, nu vorbi aia. Dar nu sunt ăla care să am... Înțelegi, sunt ăla care mă duc în aventură.
Bun. Și? Aici era vorba de faptul că... Da. Da, nu pune mâna mie... Nu, era vorba de faptul nimeni. Că Maria tot îți spunea... Bine, niciunul dintre voi nu cred că v-a pus cineva mâna la gură. Asta am spus, domnișoara Cristina. De colo Marinescu. Nu, era vorba de Maria și era vorba că zicea Maria să nu mai faci anumite chestii, gen să te dai la fete, că o pui pe ea ca femeie într-o postură proastă. Nu știu, dar am auzit-o pe Maria acolo. Nu contează că ai auzit-o pe Maria, nu încerca să inventezi, Maria, că am un vocal și cu tine când vorbeai cu el, așa că nu mai încerca. Te pune într-o postură proastă pe tine ca femeie și tu ai zis că nu îl interesează nici de tine, nici de oricine altcineva, pentru că lumea îl apreciază pe el și nu mai știu ce. De unde reiese că el ceea ce face pentru show? Nu îl interesează nici de tine, nici de ăla, nici de ăla. Ce-i transmite a Mariei în acel mesaj despre care tu vorbești? Păi asta am spus. Că ai spus că ai un vocal și cu ea. A, cu ea. Ce spunea ea? Stai să vedem al doilea vocal. Ia. Haide să vedem, doamne. Bravo, bă, Alexandre, bă. Bravo, bă, Alexandre. Nu. Hai, las că meriți. Băieții te aplaudă dincolo. Dacă arăți, teatru meriți. Radu Codruț. Probabil și telespectatorii, când o să vadă oameni. Clar, asta așa e, da. Dacă vreau să vezi cu tine? Dacă ai de gând. Depinde de comportamentul tău. Mamă, eram în duș. De dorințe mele, de dorințe. Eram în duș, nu vine să era în duș. Eram în duș, nu vine să cred. Doamne. Era aer condiționat. Hai de capul. E ultima oară. Așa. Când îți mai accept cuvintele astea. Cuvintele alea ultima oară. Băi, alo. Alo. Băi, plângăcioasă. Băi, plângăcioasă. Plângăcioasă. Eu, dacă mă înjuri, Dacă mă înjuri, o să poți tinerea mea. Ne dai și tu, păi nu vezi că ești... Ai 27 de ani. Păi să iubesc, am ați fericit. Nu să mai pot. Când plac astea, mor de voi, băi. Îmi pierd timpul. Ce spicy sunt pentru voi. Câtă iubire arăt. Nu sunt de frumos. Dar frumos trebuie să-mi plăcesc, îmi pierd timpul, băi. Îi venim așa, băi. Seara bună. Mamă, cât de spicy aici sunt pentru mamă, dar câtă iubire ai arătat în vocalele alea. Aici era sunt vorba de faptul de că Maria, în tot jocul ăsta al lor, oarecum s-a atașat de Marinescu și voia să vorbească de orice altceva în afară de emisiune. Iar Marinescu, deranjat probabil fiind de ceea ce, felul cum vorbea Maria, nu voia să vorbească cu ea nimic altceva decât doar ce ține de emisiune. Și Maria nu putea să vorbească chestiile astea, de asta vorbea cum vorbea cu el. Auzi, dar tu îți dai seama că de acum încolo oamenii cumva se vor teme de tine. O să fie destul de complicat să mai ai prieteni. Nu, aici am spus, este vorba de competiție. În momentul când m-am mutat în cameră cu Marinescu, mi-am asumat treaba asta, știind că este într-o relație cu o femeie care și ea la rândul ei a venit cu anumite dovezi sau a trădat, să spun așa, unele persoane cu care am umblat și a zis că este prieten bun, gen Romeo sau Sea. Mă așteptam oarecum să-mi facă și mie o chestie, să mă aducă. Și am zis să îmi iau și o măsură de siguranță în legătură cu treaba asta. Am spus, înregistrările astea nu aveam de gând să le dau niciodată, pentru că până la urmă era treaba lor. Dar din momentul când vin și insinuează despre mine anumite chestii și încearcă să mă atace, doar pentru că se apropie finala, pentru bani și așa mai departe, nu pot să mai tac. Auzi, Marinescu, dar având în vedere ce ți s-a întâmplat aici în competiția acasă, o să fii tu mai atent sau te lași înregistrat așa? Domnișoara Cristina... Dar tu bănuiai că te înregistrează? Domnișoara Cristina... Te așteptai? Atâta pot anumite persoane aici în casă. Am avut pretenția din partea lor. Bine, și Maria a înregistrat niște colegi de-ai voștri la un moment. Păi Maria l-a înregistrat. Și pe n-am adus niciodată nimic aici. Păi l-ai adus cu el, când el cum tot a n-ai dat filmările când am încălcat regulamentul? Mai are filmări cu tine? Da. De la hotel, Maria. Cu nu, cu mine afirma... și cu Marinescu, atât. Păi da, dar nu era nimic. Era Sea, era Romeo. E. Asta e altă treabă. Nu este. Este fix? Nu, da, așa la Cristina. Ideea este că Marinescu a căzut în toate capcanele. Unde e filmarea, apare și Marinescu. Unde e înregistrarea, hop și la Cristina, acolo când filmările care le-am adus eu sunt filmate chiar de iubitul meu Marinescu. Ia auzi. Dacă nu filma,
Bine, bănuiesc că nu se aștepta ca tu să le aduci aici. Nu. Nu recunosc. Nu. Nu recunosc. Da. Altfel, mă gândesc că ar fi cumva ceea ce afirmă colegii voștri, și anume că faceți teatru. Ani. Este fix problema lor, domnișoara Cristina. Am obosit să ne explicăm sau să... Nici nu pot să zic că ne-am explicat, dar ajungi la saturație și cineva face sau spune anumite afirmații doar de dragul ca să dea în cineva și ca să găsească tapul ispășitor. Zi, Radule, că te-am auzit discutând când se auzeam înregistrat. Domnișoara Cristina, dacă nici măcar Amira nu poate să-și dea cu părerea, că am întrebat-o și eu, că a venit domnișoara Cristina, Amira acum din nou este prietenă cu Marinescu, când Maria e interzis să mai vorbească cu Marinescu. Dar și a găsit o scuză la Marinescu, cum că își o pune pe ea într-o lumină proastă sau își bate joc de Maria. Acum când s-au împăcat cei doi, acum din nou vorbește. Și am întrebat-o în felul următor: Amira, ce părere ai tu despre împăcarea asta miraculoasă care s-a întâmplat între ei doi? Și nici ea nu este ales să îmi dea cu părerea, domnișoară, să își dea cu părerea despre ce s-a întâmplat. Adică, de ce, Amira? Pur și simplu, domnișoara Cristina, nu știu atât de multe despre ei încât, sincer să vă spun, nici măcar n-am întrebat-o pe Maria de data aceasta de ce s-au împăcat. Pur și simplu am zis, pentru că nouă ne zicea, nu mă mai zbag, nu mă mai împac, ascultă! Auzi că vorbești cu Marinescu la telefon? Mă, ascultă! Eu am întrebat-o. Ești lipsă? Da. Ia termină, Radu! Noi chiar am întrebat-o, Maria, ce-a fost cu împăcarea asta, pentru că... ea ne spunea că nu mai are de gând să se împace cu el. Și am rămas pur și simplu și noi șocate, pentru că a spus, mă, eu îl iubesc și atâta timp cât îl iubesc, o să trec peste tot ce ne stă în cale. Și pur și simplu nu am de ce să-mi dau cu părerea. Adică pentru iubire e bine să te pui jos ca femeie, să fii, nu știu, înjosită de un bărbat doar pentru iubire? E bine așa? Asta nu știu. Auzi, Amira, dar prietenă cu Marinescu mai ești? Bineînțeles. Nu. Cum nu, că... Domnișoara Cristina, mai devreme când am început, își lua apărarea unul, dar adică ea i-a luat apărarea lui Marinescu. Nu i-am luat apărarea. Ba da, i-a luat apărarea. Nu aveam cum să o dau cum voiați voi, că s-a dat la mine. N-aveam cum să zic asta. Oh. Dar tu, dacă este Maria prietenă cu el, ești și tu, mă rog, dacă este nu, ea. Nu, pur și simplu, nu am de gând să mai, nu știu, sunt așa... Dar de ce te-ai supărat de fapt pe el? Care a fost motivul? Pur și simplu... I-a interzis nu, Maria, am văzut-o pe Maria, nu mi-a interzis. Am văzut-o pe Maria cât de mult suferea și era foarte supărată, nu mânca și tot felul de lucruri. Sperai și am zis, mă, înseamnă că omul ăsta i-a făcut într-adevăr ceva foarte grav. Corect. Și am zis că nu merită să mai vorbesc nici eu cu el. Acum că s-au împăcat, eu n-am ce să mai... Și tu ca prietenă foarte bună a Mariei, prietenă sau mamă adoptivă în emisiune, nu poți să o ajuți și tu cu un sfat ca prietenă? Tu crezi că mă ascultă ea vreodată pe mine? Cum poți să te împaci tu cu omul ăsta dacă tu ai susținut că a pus într-o lumină proastă? Nu puteai să zici. Da, i-am spus. Auzi, dar încă mai crezi că Marinescu i-a făcut foarte mult rău Mariei? Da, încă îmi susțin părerea. Ce, ai vorbit cu ea lucrul acesta? Da, știe. Și ce ți-a spus? Ai avut voie să vorbești? Pur și simplu. Nu știu, mi-a spus că... Așa se simte ea bine. Cum să zici că se simte bine? Da, mă, că o pune într-o postură proastă. Vezi că nu știi ce să vorbești. Nu că se într-o postură proastă. Vezi că nu știi ce să vorbești și o să ai ceartă. Bă, tu ești... Tu mă tragi pe mine la răspundere. De ce se împacă ea cu el? Nu-l mai jigni. Dar de unde să știu eu? Întrebați-o pe ea, nu pe mine. Păi lasă-mă în pace. Păi dacă ești cea mai bună prietenă a ei, nu vorbiți ca fete? Păi vorbim, dar asta nu înseamnă că stai eu să o întreb pe ea ce face ea cu Marinescu, că nu mă interesează. Domnișoara Cristina, că Maria, ca să ajungă prietenă, a trebuit să testează persoane ca să... Domnișoara Cristina, Amira știe cam ce s-a întâmplat între mine și Marinescu până a fi situația cu Ronaldo. Și după ce a fost situația cu Ronaldo, ea personal mi-a cerut să nu mă bag și să nu mă bag absolut deloc. Și în momentul ăla eu nu am insistat să mă duc să o întreb sau să-i cer explicații de la ceea ce face ea. Sunteți atât de prietene încât împărți și bărbații Maria și Ronaldo Maria. Și cred că în același timp ea a făcut același lucru, atâta tot. Alexandra, ce părere ai despre felul în care reacționează cei doi? Sunt foarte tăcuți, foarte liniștiți. O părere foarte bună, domnișoara Cristina. Ai felicit pentru tot ceea ce au făcut ei aici în casa asta. Sunt mândră de ei, sunt mândră că au reușit să ajungă atât de departe. Și mă bucur că au puterea să tacă din gură acum în acest moment. Păi ar trebui să tacă? Da. Nu, ar trebui să tacă. Pentru că ar trebui să le fie rușine. De ce? De ce au făcut. De ce au făcut? Nimic, au stat pe canapea și au tăcut. Teatru care l-au jucat ei.
Maria crede că ți-ar trebui să-ți fie rușine. Pentru că ea spunea că dacă ar ieși adevărul la iveală, n-ar mai merge misiunea cum trebuie. Dar vreau să iasă adevărul la iveală, domnișoara Cristina, asta e și problema. Nu s-ar mai putea discuta. Eu îmi doresc să iasă adevărul la iveală. Ia zi. Mai țin minte cum a fost contextul, însă... Alexandra afirma aici în spate că mereu adevărul iese la iveală și așa mai departe. Și eu pur și simplu am adăugat, dacă ar ieși adevărul despre ea, nu s-ar mai putea difuza emisiunea. Vreau... La ce ai făcut referire? La tine. La ce? La mine? La tine. De emisiune? Tot. Tot la mine? Da. Cum ar fi? De la A până la Z. Da? Păi tu nu te uiți mă la tine, mă? Tu nu te uiți la tine în ce hal ai ajuns? Ai ajuns să te umilești și să stai, să-ți bagi joc de tine ca femeie pentru 10.000 de euro, să ajungi să te înjosești, să uiți de principiile tale, tu vii și vorbești de mine, mă? Tu vii și vorbești de mine când tu te umilești și te milogești și te pui în genunchi prin camera roșie și te... Nu mai zic pe după... Ce? Fetelor, suntem în ultima săptămână de competiție și nu aș vrea să ajungeți la niște lucruri pe care mai târziu le-ați putea regreta. Domnișoara Cristina, având în vedere că o femeie josnică vine și vorbește despre mine anumite lucruri pe care ea nici măcar nu le cunoaște, care a venit în emisiunea asta și s-a înjosit din toate punctele de vedere, vine și vorbește cu mine, o femeie care stă pe banii lui mami și lui tati, care se milogește și plătește mami și cu tate hotelul ca să se ducă bărbați, o vine da, să Alexandra, tu mai de unde să știi asta să vorbească? Ea a zis, domnișoara Cristina, că ea a zis. Fiecare zis. Se întreține... Domnișoara Cristina, ea a zis cu gura ei că i-a plătit măsa cu taică-sul hotelul. Bine, e treaba ei. Este treaba ei. Vine una asta să vorbească de mine și despre ce însemn eu. Păi mă cunoaște asta pe mine că habar n-are cine sunt. Stai cu minte acolo. Stai cu minte. Mai bine vă liniștiți amândouă. Păi eu sunt foarte liniștită, domnișoara Cristina. Eu n-am reacție, n-am absolut nimic. Nu reacționam. Credeți-mă că dacă eram nervoasă, nu vorbeam așa. Da, de ce sunteți voi așa supărate? Poftim? Eu nu sunt supărată, domnișoara Cristina. Păi, domnișoara Cristina, eu, spre deosebire de ea, am puterea să vin aici în emisiunea asta și să discut despre lucrurile care se întâmplă în emisiunea asta, nu despre trecutul unei persoane pe care eu nici măcar nu-l cunosc, înțelegeți? Ea vine și mă încearcă și nu este prima oară când vine și îmi spune mie lucrurile astea. Dar ți-e rușine de trecut, eu nu înțeleg. Nu, mie nu este rușine, asta e și problema, că nu mi este rușine, dar vii tu, care ești josnică din toate punctele de vedere. Nu mai spune, Alexandra, și vii tu și vorbești despre mine, încercând să mă pui pe mine într-o lumină proastă? Alexandra, Maria a spus, calmează-te puțin. Dar sunt calmă, nu mai folosi cuvinte care nu-ți fac cinste. A spus că nu făcea referire la trecutul tău și sunt convinsă că nu pentru că știți că domnișoara Cristina a zis la am tot. Zis că n-am specificat trecut. Am zis, a zis tot. La tot. Ce, păi ce înseamnă? Trecut, prezent și viitor. Asta înseamnă tot. Asta înseamnă un bine. Câtă vreme tu ești mândră de tine și de ceea ce ai acasă. E important ce se vorbește. Domnișoara Cristina, eu sunt foarte mândră și de ceea ce am eu acasă, spre deosebire de alte persoane care n-au nimic zero. Doamne ajută, foarte spre asta e vorba. Hai nu vă mai certați că... Dar nu mă cer, domnișoara Cristina, nu am cu cine să mă cer. Mai bine vorbesc cu Adrian. Dacă ajung să mă cer și cu micurile astea... Ce aveai de spus la adresa Mirei Adriana astăzi? Astăzi? Vis-a-vis de situația cu Marinescu, că mai e prietenă cu el, că nu mai este. Dar n-am spus nimic, n-am comentat nimic astăzi despre Amira, nu. Păi dar... spuneai, arată-i rozul. Păi asta s-a întâmplat săptămâna trecută, când a căzut Amira în fața lui Marinescu. Cu Marinescu imediat, mamă, bine pe roz, Amira. Și, na, nu mi se pare normal ca acum asta să vină să fie iar prietenă cu el. Dar, sincer, tu crezi că Amira îl place pe Marinescu? Domnișoara Cristina, sincer, nu... Da. Cred că îl place, dar nu este teamă de Maria. Clar. Ce vrei, Radule? Are dreptate, domnișoara, exact cum a spus și Adriana. Și eu cred că îl place, doar că, după cum a spus, Amira a pus-o pe Maria pe primul loc, nici de cum iubitul sau fostul iubit. Ea a pus-o pe Maria, deci clar nu o să spună niciodată în emisiunea asta, că i-a plăcut. Probabil, v-am spus, probabil după ce o să se termine competiția, o să auzim de ei doi, dar pe la miezul nopții, așa că se mai întâlnesc. Dar tu crezi că Amira nu se apropie de Marinescu pentru că este teamă de cei de acasă, să nu fie criticată, că altfel ar fi făcut-o?
Domnișoara Cristina, da, indiferent în primul, de situația, în primul și în primul rând, Amira oricum este criticată de cei de acasă, pentru că stă în umbra Mariei. În primul și în primul rând, domnișoara Cristina, de Maria în primă fază și după aia de publicul de acasă. Cel mai și cel mai rău e frică de Maria, nu, da, de publicul de acasă. Publicul de acasă e pe locul 2 pentru ea. Dar cum aș putea eu? Până la urmă, competiția asta și toți oamenii de aici pentru ea sunt pe locul 2. Mai Amira! Poate voi ați face lucrul ăsta, dar n-ai cum să-mi spui tu mie cum aș putea la iubitul unei prietene de ale mele. Tu da, tu ai fi în stare. Mai uitat că ai fost pusă să stai față în față, Amira. Eu nu m-aș uita la el, eu. Amira, ai fost pusă să stai față în față și îți tremurau mâinile. Spuneai că nu mai vrei să ai nicio treabă cu Marius, dar te jucai cu el pe acolo și te dai curs la jocuri. Și îți admira lenjerie intimă, despre ce vorbiști? Da, mă, îmi place de lenjerie. Când s-a bătut apropo la mesajele pe Instagram, n-ai zis nu. Auzi, Amira! Da. Dacă chiar îți place, recunoaște. Domnișoara Cristina, n-are cum să-mi placă de el în primul rând. Doamne, dacă stai cu el în partea cea mea, dacă te joci cu un om, înseamnă că îți place de el, tu ești... Dar tu faci chestia asta în lipsa Mariei. Când e cu Maria, văd că nu mai te joci cu el. De ce? De ce nu mai te joci cu el? Tu. Am mai văzut vreo joacă de când e împreună cu Maria iar? Bine, Radu, casă, Maria? Lasă-mă, Radu. A, păi lasă-mă, Radu, lasă-mă, Radu, și hai să-și nimic, că n-avem cuvinte. N-am ce să păi da, bineînțeles. Cum n-am cum. N-am măi, Amira, poți să porci și o discuție cum, fără să nu pot să porci o discuție cu Radu. De ce? Nu are Radu. Domnișoara, n-am jignit-o. Nu știu, pur și simplu când vorbesc cu el nu pot să mă abțin și decât să nu pot să mă abțin, mai bine... Dar și în cazul lui Codruț procedez la fel. Nu, cu Codruț nu am nimic. Doar că cel mai rău mă enervează Radu. Ce să-i faci lui Radu? Că Radu ți-e de peste nas și îți dă adevărul pe față. Nu, Radu mă... Vrei să te mint? Aoleu, Amira! Hai, dacă mănâncă! Fiat, nu mai jigni și tu! Dar asta nu merită băgată seamă nici măcar cu... Cu forța, nu știu, nu, dacă nu e capabilă să vorbească. Nu mai mă, de ce mă faci? Cu de aici mă jignești. Nu mai jignești, du-te afară, du-te, te rog, că nu pot să te privesc când jignești femeie. Păi, păi dacă de altceva nu-i bun, el doar să înjure femeile. Ia, duceți-vă amândoi afară. Decât să mă uit, dacă ar înjura bărbații, dar bate numai în gură. Persoana de lângă prietenul meu, mai bine jignesc. Mai bine jignesc, nu mai arunca cu lucruri spre el. Păi dacă atâta știe, atâta o duce capul pe. Ce să-i facem? Nu-l răneam. Ce să-i luăm? Ieși afară! Domnișoara, o lesă! Ieși tu după el! Ieși după el! Nu! Ieși după el! Du-te! O lesă și o botniță! Duceți-vă! Amira. Dai să vezi ce botniță! Așa, la actuală, duceți-vă! Deschide ușa! Unde ești? Unde e? Vino mai aici, hai! Ia-ți o lesă și o botniță! Păi nu, vino că ți-o pun ție! Vino aici! Vino aici, că eu am luat-o, dar am luat-o pentru tine! Ieși afară! Vale. Ieși afară! Când o să mai fi... Clasei atunci. Tu ești clasei, tu nu știi să vorbești decât dacă înjuri. Te-am jignit? Da! Vezi că ai vorbit prima și ai vorbit... Păi cum dacă vorbești prost? Bă, ok, vorbesc prost. Dăm un contraargument, de ce nu e așa? Nu pentru că nu am cum, eu știu în sufletul meu că mie nu-mi place de el, tu cum vii și spui mie că nu-mi place de el? Și explică-te, femeie, cum să mai explic în fața ta dacă tu ai un singur motiv și... Nu, mai multe, bun, dar el va da motivele astea, băi, nu eu. Băi, oameni, vedeți că, doamne, nu poate să vorbească mă, dar nu eu ți-am dat motivele astea să crezi, bun? Nu eu m-am uitat la chiloții lui, nu eu am zis de el că e el bun. Inventez eu, da? Nu, nu inventez, vorbești pe ceva ce a făcut el, dar nu sunt eu de vină. Ok, dacă nu-ți place de el, da? Dar nu-mi place. Fii capabilă și explică fără să jignești. Eu nu te-am jignit până să mă jignești. Bă, până să mă jignești. Bă, păi dacă eu spuneam că nu știu, o țineai pe atacă, da? Păi dacă spuneam că nu... Păi tăi, eu ți-am dat motive, da? Eu ți-am dat motive, ți-am dat exemple, ți-am dat argumente. Tu de ce nu păi mi-ai dat argumentele pe care le face el, n-ai cum, dacă veneai cu argumentele că le-am făcut eu, o singură chestie, așa mai spună, ziceai. Uită-te la lume și spune în felul următor. De ce nu te joci cu Marinescu și când e Maria în casă? Nu când stă pe unul. Când nu era ea. Când atunci el stătea cu Aurora pe canapea, el a venit între noi. Și tu te băteai cu el. El a venit și m-a împins de nasul de piciorul. Ok, am înțeles asta. Atât. Și i-am dat 2-3 pumni atât, în rest de atunci nu m-a mai avut nicio treabă. Și după aceea te-ai pus lângă el pe canapea. Doamne, am pus lângă el pe canapea, m-am ridicat și am plecat. Nu te ba da, pentru că a scris cu toți concurenții la casele lor. De ce nu faci chestia asta și când e Maria? Atât. Ce să fac? El a venit acolo la noi. Eu eram cu Aurora, s-a văzut destul de clar, ești incredibil. Și de ce te jucai cu el? Uitați că îi place de ea. Nu da iar, că mă enervezi. Că tu ai apucături de-astea de cealapadie. Hai, du-te în casă. Du-te și vorbește. Du-te mă și vorbește. Uitați-vă, bă, băiatule. Tu ai fi băiat bun dacă n-ai fi. Da. Prost de gură. Ca să înțeleagă și cei de acasă ce trăiesc eu. Se jignesc, nu-și cer scuze, după aleargă unul după celălalt. Adică... Și când mă gândesc că la un moment dat luau un calcul și să fie împreună,
să candideze pentru cuplul lunii, adică ceva, na. Of, da. Și atunci tot Maria era impedimentul. Maria tot timpul unde un cuplu care nu funcționează, Maria. La fel și în cazul Codruța Alexandra. Mai ți-a reproșat, măi, Codruța Alexandra, faptul că ai vorbit prea mult cu Maria în ultima perioadă? Nu. Nu, că acum face ce-i convine Alexandrei, că n-am mai vorbit. Maria. Cum, cum? Acum face ce-i convine Alexandrei și ce a cerut de mult o jignește pe Maria. Cu ce te-a jignit? Când? Astăzi ziua, a spus... voi și pe relația voastră, scuzați-mă. Nu reproduce. Și am auzit eu lucrurile astea? Maria, da. Tu... Nu, nu le-am auzit. A vorbit, a făcut, ne-a făcut cursuri. Bine, Maria. Ne-a făcut scursuri. De ce ai numit așa, măi? Îs cuvintele lui, da, nu am de gând să mă covor la nivelul vostru. Stai cu minte. Pe toți ne-am numit. Aoleu, Alexandra, noi am venit asta și spune de nivel, vorbește asta de nivel. Când a venit și a jurat și a făcut toate multe persoane aici, în toate felurile, despre ce vorbim? Vorbește asta de nivel când nici măcar nu este măsură, domnșoara Cristina. A venit și s-a umilit aici, a jurat pe toată lumea să fie acolo în sus și... Românici, despre ce vorbim? Și vine asta și vorbește de nivele. Da, Codruzi. Domnișoara Cristina, în primul rând, tot ce am spus, îmi asum. Așa. Pentru că sunt obligat de circumstanțe să stau, să-i privesc, chiar dacă nu-mi convine, nu pot să stau... Pe lângă faptul că ești asumat, bănuiesc că ești și rușinat, că acele cuvinte nu sunt demne de un băiat. Domnișoara Cristina, maxim rușinat, așa rușine n-am mai trăit în viața mea. Glumesc. Nu mai fi ironic. Dar am spus, doamne, așa că sunt obligat de circunstanțe, nu mi se pare ok ceea ce fac, ce se întâmplă și de-aia am și evitat ca să vorbesc de ei doi la comun, ca să nu mai folosesc cuvinte de-astea mai frumoase. Dar cu ce te-au deranjat ei doi? Doamne, așa că pur și simplu ei doi, ce înseamnă în comun, ei doi la comun, ai stăm și singuri, dar când sunt la comun, doamne, așa că sunt atâta nonșalanță și atâta minciună și atâta vrăjală, cât poate să iasă din oamenii ăștia doi, eu n-am mai văzut și nu prea mai întâlnit, deși sunt un băiat până la 21 de ani, am trăit și eu prin niște stări, prin niște momente, am mai ieșit și eu prin lume și nu am întâlnit așa ceva cum mă văd aici și nu vreau să mă, nici măcar să mă acomodez sau să am un preajma mea sau să vorbesc foarte mult cu ei pentru că s-ar putea să mă lipsesc și nu vreau chestia să te lei. Păi da, dar ai avut perioade când discutai cu Marina. Domnișoara Cristina, clar, total de acord, am avut perioade când vorbeam pe un adevăr și pe ceva întâmplat în casă, da? Vorbesc cu cea mai mare plăcere, inclusiv azi cu Marinescu, am vorbit până când s-a dus pe o minciună și atunci am evitat să mai vorbesc. Atâta timp cât știm despre ce este vorba și este o realitate, o vorbesc cu cea mai mare plăcere, o vorbesc și 5 ore. Dar în momentul în care minți și nu mai recunoști tu ce faci și știi și tu în ce situație te-ai pus singură și vii și arăți cu degetul pe altcineva, știu că eu te arăt pe tine, tu pe mine, de acolo reiese ceva mai rău și nu vreau treaba asta. Pur și simplu vreau să-mi văd, acum pe ultima 100 de metri, vreau să-mi văd de treaba mea, vreau să-mi văd de relația mea și așa mai departe, pentru că am un viitor în față cu femeia de lângă mine și nu vreau să mă focusez pe altcineva. Bravo! Radule, te-ai calmat? Da, sunt calm, domnișoare, i-am spus doar să aducă... Amira a spus în felul următor când eram la baie și eram și filmați. Radu nu este băiat rău, doar că este prost de gură. Prost de gură. Dar prost de gură ce înseamnă, domnișoara Cristina? Că vorbesc. Nu. Ba, da, că vorbesc pe realitate și te deranjează și dacă aș tăcea. Când ai dreptate, ți mereu ți-am dat dreptate, dar când nu ai, nu am cum să-ți dau, pare rău. Ți-am spus. Parcă a zis că te-a și bătut? Nu. I-am dat două palme. Am închis ușa, am închis în baie și am închis ușa. Bine, parcă ați la o ceartă de îndrăgostiți, așa. Dar așa eram la început. Păi, domnișoara, cum îndrăgostiți? Mai știți așa eram Marinescu, la început. Termină. Nu termină, asta e adevărul meu. Da. Vrei să-mi placă de tine? Am o cutiuță aici. Opa. Mă, de ce o fi acolo? Dar, din păcate, nu prea mai este timp și simt că am avea nevoie de ceva timp pentru a dezbate ce se află aici. Prin urmare, o să o deschid mâine. Pentru că astăzi cele 8 ore s-au încheiat. Mai frumos, dar îți place de el un pic, așa. Da, îți place place. Un pic de Radu. Sunt topită. Nu Radu îi place de Amira. Da, sunt pierdut. Ia să nu te trec eu pe mut, Amiro. Ia. Că n-ai să mai poți nici alea trei cuvinte să le scoți pe gură. Ia.
Și noi venim după 20 să facem un cuplu de show. Serios? Da, și noi venim să facem un cuplu, nu facem și noi. Fer după norocel, stai neștită că e în alta la ora asta. Băi, dar nu toți sunt din piatră cum sunteți voi. Reveniți-vă! Mama Marinescu vrea pur și simplu să se retragă în glorie, nu mai vrea să-și pună niciun concurent în capul lui, nu mai vrea să aibă fight-uri nici măcar verbale, pentru că știe că s-ar putea să-l coste la finală. Maria, simți că Radu face presiune asupra ta, asupra cuplului vostru? Da, normal, Dușoara Cristina, dar nu doar Radu. Cum e să știi că e cu tine împreună și doarme cu altul în gând? Dragi concurenți, a sosit momentul să aflați câți dintre voi veți avea șansa de a ajunge în etapa finală a acestui sezon.